renunța la plimbările duminicale în parc sau pe undeva prin zonele însorite de astăzi ca să participați la această conferință. Cum sunt convins că știți și pe pagina ultima acestui program aflați o bună parte din numele celor care au onorat aceste duminici, o să observați că e vorba de elite în diferite domenii de activitate, personalități recunoscute, special în ceea ce privește interesul lor pentru cercetare în domeniile de care se ocupă. Marea lor majoritate profesori universitari, doctori, personalități recunoscute și în țară și în străinătate. În cazul nostru de astăzi, este vorba de un literat, e vorba de un cercetător în domeniul literaturii în special și a istoriei, evident. Un om care s-a arătat interesat pe de o parte de aceste domenii, dar în aceeași măsură a avut grijă și a fost recunoscut ca un bun ambasador al identității românești, cel puțin în domeniul latinității europene. Domnul profesor a fost și ambasador, dat fiindcă specialitatea lui este în aceste limbi de origine latină, a fost ambasador și în Portugalia și în Brazilia după 89. A fost și subsecretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Este filolog, este profesor universitar, deci în prezentarea pe care dânsul a corectat-o, spune că s-a retras de la Catedra de Literatură a Facultății de Litere din 2008. Între timp, a tot fost invitat în diferite locuri din lume pentru a ține conferințe și a epuiza diferite teme legate de literatură, limbi literare, istorie literară și așa mai departe. A scris romane, eseuri critice, cu titluri interesante, proza poetică românească în secolul 20, structura narrativă a romanului prustian, formele liricii portugheze, cealaltă față a prozei, din secolul romantic, discursul anilor 90-97, jurnal indirect, scrisori portugheze și volumul scurtă istorie. Ceea ce sunt convins că v-a atras așa cum la teatru titlul bun al unei piese atrage prin el însuși, titlul acestei conferințe, Demascarea naivităților curente. În culise îi povesteam domnului profesor cum, elev fiind de la liceu, am asistat la vreo 2-3 ședințe de demascare a dușmanului de clasă. Nu e cazul, cred. Naivitatea curentă ține, sunt convins, și de absența noastră notorie, aș putea să spun, nu a noastră, ci de față, în general a noastră, a românilor, față de evenimentele care fac istorie astăzi și în care am putea să intervenim mai riguros și mai puternic. Cred că la asta va trebui să fim atenți. Spunând însu aici în prezentare, generațiile de azi care au trecut și ele, fără să vrea, prin cursurile de învățământ politic ale perioadei comuniste, au preluat inconștient schema hegeliană și au plasat-o la baza mentalului colectiv contemporan. Doamnelor și domnilor, pentru noi toți astăzi, domnul profesor Mihai Zamfir. Bună ziua! Îmi cer scuze pentru mica întârziere care
a afectat pe toți, sper, pentru că orașul e blocat, dar voi încerca să vorbesc cu, să zicem, 10 minute, poate mai puțin, pentru a ne încadra perfect în timpul care ne-a fost foarte generos pus la dispoziție. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, prezentarea mea, dar care din fericire n-am fost de față, făcută de domnul director, a spus poate despre ce este vorba. Eu sunt profesor de stilistică, literatură română și literatură, să zicem așa, universală, în special portugheză. Ceea ce voi prezenta astăzi va fi însă o temă care să nu mă plictisească prea mult nici pe mine și nici pe dumneavoastră. Adică ceva care să nu fie legat de literatură, de stilistică sau de literatură comparată. Va fi o temă, să zicem așa, de interes mai general, de interes social, istoric și foarte puțin, foarte puțin etic. Știți cum se cheamă de pe afiș citind conferința mea. În varianta sintetică acestei conferințe, eu am intitulat-o, să zicem mai puțin provocator, dar nu prea provocator, despre miracol. Deci, în seara asta, astăzi dimineață, veți auzi ce crede un profesor de o anumită vârstă despre miracol. Acum, e legat perfect de forma în care am enunțat tema inițial. Pentru că pentru mine miracolul este o răsturnare, să zicem, fericită a logicii. Ce trebuia să se întâmple, nu se întâmplă, ci se întâmplă altceva. Adică miracolul este pur și simplu intervenția aparentă a supranaturalului care modifică datele existenței. Dar le modifică într-un sens benefic. Pentru că dacă datele acestea sunt modificate în sens negativ, în sens malefic, atunci avem de-a face cu altceva, avem de-a face cu o calamitate. Faptul că cineva în căutare de capital electoral a blocat Bucureștiul azi dimineață e o calamitate. Faptul că până la urmă totuși vom ține conferința va veni aproape un miracol, pentru că, sigur, am ajuns cu mare greutate la sala de conferințe. Acum, miracolul înseamnă, de fapt, contrazicerea, demascarea, întoarcerea pe dos a locului comun. Locul comun, adică acel produs al lenei de gândire, care caracterizează cea mai mare parte a oamenilor. Când lenea de gândire acționează intens, avem de-a face, și se repetitiv, avem de-a face cu locul comun. Sigur, locul comun e într-un fel un echivalent mai, să zicem, mai elegant, mai cizelat al prostiei. Și prostia a fost, de foarte multă vreme, mai ales în ultimele două secole, obiectul deriziunii, urii și până la urmă poate chiar al antipatiei directe a diverselor scriitori, gânditori. Flaubert a scris o exegeză a locurilor comune și după aceea romanul lui, din păcate, neterminat, complet, Buvare pe Cușe, tocmai asta tratează. Colecția imensă de locuri comune care bântuia prin capul francezilor în secolul al XIX-lea și bântuie în continuare prin capul multora. Chesterton, să zicem, T.S. Eliot, Paul Valéry, toți s-au luptat cu locurile comune, au căutat să le demaște, au urât locul comun și, evident, au încercat să arate cum se poate gândi în afara locului comun. Ori miracolul, adică refuzul adevărului acceptat, refuzul logicii aparente și intrarea într-un alt sistem de gândire, este evident ceva care contrazice și prostia și locul comun. Exemple pe care le voi da, pentru că nu vreau să vă bat la cap cu o expunere teoretică sau pur teoretică, ci atunci voi alege câteva exemple, poate mai ilustrative decât aș vorbi în general,
despre ce înseamnă prostia, locul comun și contrarul lor, miracolul. Și atunci am ales din domeniul istoriei și al socialului aceste exemple. Primul care mi-a venit în minte ar fi modul în care vedem noi desfășurarea istoriei. Modul în care perceptem noi desfășurarea evenimentelor pe o scară mai lungă, pe un interval mai lung de timp. În general, locul comun la acest capitol este unul simplu. Istoria este evolutivă, istoria înseamnă progres, o fază a istoriei întotdeauna superioară fazei precedente, iar lumea merge în general înainte, în sus. Ne dăm seama ușor că e vorba de viziunea lui Hegel, stabilită la sfârșitul secolului XVIII și preluată de tot romantismul, în special de romantismul german. Această idee hegeliană, istoria avansează și ultima realizare va fi instaurarea Spiritului Universal pe Pământ, într-un fel unirea omenirii cu divinitatea. Această viziune, am spune, simplistă și optimistă a istoriei a făcut nenumărate victime. Adică cam tot secolul al XIX-lea așa a crezut. A căzut, văzut istoria în termeni hegelieni. Chiar mari istorici francezi, istoricii francezi ai restaurației, și ei au văzut la fel. Istoria este progres, avans spre un țel măreț. Jules Michelet, Edgar Quinet, mă gândesc la cei doi care au avut de face cu românii mai mult, prizați de români, deși erau talentați, chiar și unul extraordinar, cum ar fi Guizot, au avut și ei zona lor de hegelianism stabilită și din care n-au mai ieșit până la moarte. Bă, reflexul românesc a existat și el, și a existat chiar un reflex românesc impresionant. Primii noștri mari istorici au fost și ei, cum să spun, îmbolnăviți de aceeași boală a hegelianismului recurent. Bălcescu și Cocălnicianu. Cocălnicianu credea în progres ca o lege a evoluției. Bălcescu, mai poetic chiar decât Cocălnicianu, spunea să fim întotdeauna încrezători pentru că lumea merge înainte și Dumnezeu ne așteaptă la capătul drumului, spunea Bălcescu, cu o formulare într-adevăr memorabilă. Da, sigur, și aceasta tot hegeliană era, o asemenea viziune. În a doua jumătate a secolului XIX, pozitivismul a mers prin aceeași, adică dezvoltarea științelor exacte asculta aparent de un progres ineluctabil. Totul merge înainte. Marile descoperiri, marile progrese ale științelor exacte, fizica, chimia, biologia, dar și matematica, statistica, istoria, economia politică, toate promiteau un progres nestăvilit, un avans continuu și, până la urmă, toate misterele existenței urmau să fie descifrate, analizate, lămurite de știință. Poate cea mai spectaculoasă întruchipare a acestui deziderat a fost marxismul, evident, filozofia lui Marx. Marx nu numai că a preluat această viziune de la Hegel, în paranteză fie spus, Marx în tinerețea lui fusese hegelian, adică pregătirea lui teoretică era reală, profundă, făcea parte din așa numita stângă hegeliană, adică cei mai puțin conformiști dintre hegelieni. Și el a spus clar că omenirea a pornit de la comuna primitivă, acum ne aflăm în capitalism, capitalismul generează prin simpla lui existență factorii care îl vor distruge, urmează socialismul, urmează comunismul. Și omenirea va atinge fericirea în această ultimă fază. Dacă ar fi rămas la nivelul acesta al unei speculații teoretice, în fond nimeni n-ar fi avut nimic cu viziunea aceasta optimistă a lui Karl Marx. De fapt însă, rezultatele în secolul al XX-lea au fost
Pentru că pe baza acestei viziuni s-au edificat variante sociale destructive, care au marcat nu un progres, ci un regres cumplit în evoluția lumii. Și socialiștii și comuniștii au crezut, evident, că lumea merge înainte și că viitorul, visul de aur, cum îi plăcea, știți dumneavoastră cui să spună, va fi comunism la care se ajunge în mod inevitabil. Miracol. Miracolul a fost că începând cu ultimii ani ai secolului XIX și primii ani ai secolului XX, aceste certitudini deodată au început să se clatine. Și s-au clătinat până la prăbușire. Fizica s-a schimbat, fizica clasică n-a mai fost. Matematica s-a schimbat din rădăcini. Viziunea asupra economiei politice, istoriei, statisticii s-a schimbat. Și s-a ajuns la o concluzie cu totul neașteptat. Oamenii și-au dat seama și noi astăzi ne dăm seama, noi astăzi, în anul 2018, că de fapt în istorie nu există progres. Istoria este aleatorie și imprevizibilă. Nu știm ce se va întâmpla mâine. Izvor de umoare neagră, dar și izvor de optimism. Pentru că dacă nu se încadrează în scheme, istoria se poate desfășura oricum și bine și rău. În realitate, și comuniștii și fasciștii credeau că o lânduire instalată de ei reprezintă un fel de progres natural al evoluției societății, că reprezintă evoluția la punctul cel mai înalt al lumii. Dacă astăzi examinăm cu toată, să zicem, luciditatea posibilă și fără niciun fel de partipri ce s-a întâmplat în secolul al XX-lea, ne dăm seama că acele crime care se numără cu sutele de milioane de oameni au reprezentat un regres cumplit față de secolul XIX, față de secolul XVIII, față de secolul XVII. Nici cei mai criminali oameni din secolul XIX și secolul XVIII n-au putut imagina hecatomba existentă în Gulag și în Uniunea Sovietică. Nimeni nu și-a putut închipui că lumea va ajunge la o asemenea concepție încât să ucidă oamenii în masă numai pentru vina de a se fi născut, nu pentru altă vină. Așa încât viziunea extraordinară fericită a lui Hegel și-a găsit o dezmințire pe măsură. Ce să mai spun de pe anii 1970-1975 niște savanți, azi ne privim, uităm la ei cu milă, poate, socotise atunci luminile lumii, cei mai mari savanți, s-au întrunit într-un club de bătrânei zăpăciți, clubul de la Roma, în care prevedeau cum va fi omenirea peste 10 ani, 15 ani, și au spus niște trăznăi atunci, dacă cineva le citește astăzi, îi vine să plângă, sau de râs, sau de jale. Ei spuneau că, asta în 1975-76, că în 2000 omenirea va fi prăbușită, că nu va avea nimic de mâncat, că războaiele vor fi distrus trei sferturi de omenirea, și așa mai departe. E acele prevederi cumplite ale clubului de la Roma, bineînțeles că au fost demascate la interval foarte scurt, într-o cadență de 10 ani, de 15 ani. Merită să citiți, dar sigur nu împing până vă cita eu acum, frazele din discursul lui Ceaușescu din noiembrie 1989, la ultimul congres al partidului, în care prevedea cum va fi România peste 5 ani, peste 10 ani, peste 15 ani. Peste 20 de ani. Nu vreau să fac nicio aluzie la recentele ședințe de guvern român în care s-a decis cum va fi România peste 20 de ani, pentru că, într-adevăr, am găsit acolo suficient material de amuzament înainte de întâmplare, amuzament prealabil.
Iată deci cu miracol în același timp pozitiv și negativ a demascat acest loc comun hegelian al istoriei în progres continuu. Al doilea miracol despre care vreau să spun câteva cuvinte este un miracol, dar și mai miracol decât precedent, adică apariția pur și simplu a creștinismului. Dar nu apariția creștinismului, ci apariția monoteismului. Apariția căreia creștinismul reprezintă varianta supremă. Cu un mileniu și jumătate, cam chiar două milenii înainte de Hristos, în lumea cunoscută de noi, lumea Europei, lumea mediteraneană și lumea asiatică, existau mari imperii, imperii constituite de aparențe solide, hitiții, asiro-babilonienii, perșii, chinezii, romanii, la sfârșit, egiptenii, în Africa, constituise imperii la care dimensiunea spirituală exista. Micul miracol din centrul acestor imperii a fost faptul că aproximativ contemporane au fost și Buddha, și Confucius, și Zarathustra, și Socrate. Cam în aceeași perioadă, secolul 6, secolul 5, aceste figuri care nu aspirau la religie, să întemeieze religie, dar care, de fapt, au întemeiat gândire religioasă, au fost contemporani. Cum s-a întâmplat? Ne întrebăm. Contemporan cu Zarathustra, Buddha, Confucius, au fost și câțiva dintre primii doi mari gânditori, zicem așa, evrei, profeți a Israelului. S-a întâmplat însă că creștinismul apare acolo, zicem, unde erau cele mai puține șanse să apară, în varianta lui monoteist. Sigur, încercări monoteiste au existat. Chiar Zarathustra, sau gândirea lui Confucius. Nu mai vorbesc de acea formidabilă tentativă a unui faraon de la secolul XIV înainte de Hristos, care a încercat Akhenaton să creeze un fel de monoteism în Egipt. Acest soț al lui Nefertiti a imaginat zeul unic care i-ar fi înlăturat pe ceilalți. Cum a căzut el, clasa interesată, bineînțeles, a preoților, așa, egipteni, a terminat cu acel mod. Dar tendația monoteistă exista de atunci. E cum se face că un secol mai târziu Moise și după aceea Iisus vor crea o variantă de monoteism la care nimeni nu se aștepta? În fond, era o țară mărginașă, mică, cu un popor sărac, dar care avea două avantaje enorme. Pe de o parte, era un popor mai unit, mai greu de asimilat de către alte popoare, evrei, iar pe de altă parte, situat la confluența marilor imperii, a știut să scoată din viziunea acestor mari imperii ce era interesant. Și în felul ăsta au creat monoteismul. Sigur că, probabil, exemplul îndepărtat al faraonului egiptean, 100 de ani mai târziu, l-a călăuzit pe Moise și, mă rog, a determinat ieșirea din Egipt și așa mai departe. Dar până la urmă, dacă n-ar fi existat această subtilitate de gândire care să facă o sinteză a gândirii cele mai avansate în acel moment, monoteismul n-ar fi apărut. La gândirea normală religioasă, monoteismul a fost o excepție, ca să nu zicem așa, o aberație istorică. Iar modul în care s-a întruchipat în creștinism, acela cu adevărat ține de miracol. Pentru că pentru prima oară divinitatea a găsit varianta de a se întrupa, de a la corp uman, dar în ce condiții? În condițiile cele mai mizerabile și mai umile. Naștere în condiții de prigoană,
ascunși, fugiți, după aceea persecutați, condamnați la un proces, unde n-au avut cuvântul, și ucis în varianta cea mai degradantă, în varianta crucificării. Toate aceste elemente erau elemente negative. Uluitor în creștinism a fost transformarea tuturor acestor premize negative, umile, în varianta pozitivă. Faptul că după aceea creștinismul a cucerit întreaga lume s-a datorat și faptului că a pornit de la premisele cele mai de jos, cele mai nefericite. Sigur că gândirea greacă, gândirea egipteană, cât a fost, gândirea marilor construcții imperiale din mileniul precedent au contribuit, dar noutatea a fost o noutate absolută. Cum erau considerați creștinii Imperiul Roman? În vremea lui Adrian, în vremea lui Traian, în vremea prin secolul 1 și secolul 2 ale erei noastre, adică în momentul de maximă expansiune a Imperiului Roman. O religie bună pentru amărâți, pentru umili, pentru niște nenorociți care n-au altceva pe lume, pentru niște dezorientați, inculți, nu știu deloc mitologie. Și atunci se leagă și ei de o idee apărută undeva la periferie Imperiului. E, iată că lucrurile n-au stat așa. Și că miracolul a acționat nu rapid, dar decisiv. E, un al treilea miracol despre care eu spun câteva cuvinte, e vorba de un miracol ceva mai familiar nouă, pentru că trăim încă sub semnul lui. Și anume, miracolul prăbușirii comunismului. Alt miracol absolut. Să ne gândim numai că într-o epocă în care noi trăiam și eram conștienți, cu alte cuvinte, puteam înregistra perfect ce se întâmplă în jurul nostru. La 1975-1980, lumea era împărțită în două blocuri, de forță egală, hiper-înarmate, ireconciliabile ca viziune, și stăteau față în față. Blocul comunist avea ușoare șanse de câștig în această zi, pentru că, neavând niciun scrupul de natură morală, se infiltra treptat în toată lumea occidentală. Oamenii nu vedeau atunci, chiar mari istorici, altă ieșire, altă soluție, decât un conflict destructiv. Într-adevăr, era greu de imaginat, pentru că forța militară și atomică acumulată în cele două imperii era uriașă și ar fi servit la uciderea tuturor oamenilor rapid. Și tot în această situație constrângătoare, în câteva luni de zile, regimul ce părea mai puternic se descompune în viteză. Intră în implozie și se prăbușește. Fără să se fi tras niciun foc de armă, fără să fi sărit nimeni în apărarea lui, un regim care spunea că reprezintă regimul oamenilor muncii, majorității absolute a populației, s-a prăbușit fără ca niciunul din acești oameni ai muncii să se fi ridicat în apărarea acestei regim. E unul dintre marile miracole ale istoriei umanității. Și ca orice miracol, sigur, cu o doză de inexplicabil în absolut, putem să constatăm numai că așa a fost. Figurile mai, adică gânditorii mai evoluați, mai subtili, încă din anii 30 văzuseră crimele din Uniunea Sovietică, dar asta nu însemna nimic. După război, numai cine nu voia nu știa ce înseamnă gulagul, ce înseamnă sistemul sovietic de
lagăre de concentrare, de ucidere în masă. Dar nu-i interesa. Câte vreme nu îi privea direct, chiar refuzau să se gândească la asta. Și iată că, în numai câteva luni de zile, acest imperiu de o forță aparentă extraordinară, ca la o lovitură magică de baghetă, se desface în bucăți. De ce? Explicația este, aș zice eu, simplă, dacă se poate simplă. Este simplă că, de fapt, în ciuda puterii poliției politice, a represiunii formidabile, nimeni nu mai credea în comunism. Marele filozof francez, poate cel mai interesant filozof francez social de astăzi, Marcel Gauchet, are o frază care merită să fie relatată pentru că, sub aparentă anecdotă, se zicea de esența. Marcel Gauchet spune într-un text de acum vreo 15 ani, comunismul a pierdut partida în clipa în care 4, 5, 6 șefi supremi ai conducerii sovietice și-au trimis copiii să facă doctoratul la Princeton și la Harvard. Atunci s-a văzut un lucru simplu. Nici șefii supremi comuniști nu mai credeau în comunism. Ceea ce s-a întâmplat imediat după aia, cu aparențe de inexplicabil, de fapt a fost consecința directă a faptului că comunismul a fost minat interior. Câteva cuvinte despre al patrulea și ultimul miracol, dar e un miracol mai mic, un miracol mai pe măsura noastră și un miracol cu un anumit apropo istoric. Mă refer la miracolul Marii Uniri din 1918. Nimic logic nu făcea ca România să fie arătat așa cum a arătat în 1914, iar în 1919 să fie avut România mare. În perioada precedentă războiului, când războiul deja începuse, în 1914-1916, lumea politică și socială românească era împărțită în două tabere, aș zice, reconciliabile. Cei care voiau lupta alături de puterile centrale pentru dobândirea Basarabiei. Cei care voiau lupta alături de Antantă și Rusia pentru dobândirea Ardealului. Aparent nu exista niciun fel de putință de împăcare în aceste viziuni, pentru că erau viziuni opuse. Și aș zice, ireconciliabile. România trece prin dezastru în 1917, luptă în 1917, reușește să salveze Moldova, Rusia se prăbușește, urmează pașa rușinoasă de la Bufte, de la București, din aprilie 1918 și totuși, tot așa, în câteva luni, se întâmplă ceva ce nimeni nu planificase. Prăbușirea concomitentă a Imperiului Țarist și a Imperiului Austro-Ungar. Dacă n-ar fi existat această coincidență istorică extraordinară, evident că noi n-am fi putut dobândi în același timp și Basarabia și Transilvania. A fost nevoie de această, sigur că și abilitatea reginei Marie, abilitatea lui Ionel Bretian, abilitatea unor politicieni, tratativele foarte intense, dar foarte subtile, duse la Trianon și la Paris pentru încheierea păcii, au avut importanța lor. Dar dacă, evident, acesta fundamental al prăbușirii concomitente a două imperii nu s-ar fi realizat, n-am fi avut România mare. Și dovadă că a fost un miracol este și acela că totuși a fost un miracol repede pus în discuție. Peste vreo 20 de ani pierdeam niște teritorii. Urma războiul nefericit, un război pierdut. La sfârșitul lui dobândeam Ardealul, dar pierdeam alte părți din teritoriul nostru. Mă rog, s-a văzut că România mare în fața în care, în forma în care o știam noi,
fusese totuși produs unui miracol. Un miracol inimaginabil. Și că marea dorință a tuturor oamenilor din România care gândeau a fost de a prezerva roadele acestui miracol istoric pe care nimeni nu-l prevăzuse și care ne-a luat într-un fel pe neașteptate. Guvernul de la București n-avea nicio soluție rațională de guvernare, nici a Transilvaniei, nici a Banatului, nici a Basarabiei și Bucovine. S-a mers pe improvizație. Dar fapt este că esențialul s-a produs. Pentru a termina cu miracolele și pentru a ajunge către sfârșitul acestei expuneri, vreau să vă spun că miracolul se întâmplă rapid, tranșant, câteodată violent. Ia pe toți pe neașteptate. Există întotdeauna însă reziduurile miracolului. Până ca miracolul să fie conștientizat și, până la urmă, integrat existenței, există un interval de trecere în care sechelele vechiului coexistă cu consecințele miracolului. Aceste sechele și ele trebuie conștientizate și eventual analizate atent dacă vrem să înțelegem realitatea din jur. Când a apărut creștinismul, în condițiile în care le-am arătat, a avut loc miracolul care depășește, adică miracolul încarnării. De la miracolul încarnării și la miracolul pogorârii Sfântului Duh, a trebuit să treacă un timp până când creștinismul se existe, de fapt, ca un creștinism. De-abia la începutul secolului al IV-lea, Concilul de Nicea, Concilul de Nicea și conciliile următoare au stabilit regulile de funcționare a creștinismului și intervalul acesta a fost destul de lung, de sute de ani. Și, evident, faptul că creștinismul este produsul unui miracol s-a văzut din faptul că istoria însăși a creștinismului n-a fost niciuna lentă, clară, curată. A generat o mulțime de conflicte interne, din fericire tot timpul dominate. Au fost întotdeauna în vârful societății oameni suficient de capabili pentru a domina aceste conflicte. La fel și cu căderea comunismului. S-a produs atât de pe neașteptate, încât reziduurile comunismului sunt încă foarte numeroase. Mă rog, sunt încă câteva țări care, zicea, n-au participat la miracol, dar sunt marginale și, până la urmă, a zice eu, neinteresante. Coreea de Nord, Laos, Cuba, în sfârșit, câteva. Dar reacția comunistă de după 1989 se poate rezuma în viziunea foarte multor comentatori de azi, politicieni, toți de orientare de stânga, care spun că omenia trăiește prost, o duce în greu. Bogații devin tot mai bogați, săracii devin tot mai săraci. Diferența de bogați și săraci crește. Vai, vai. Adică e o nenorocire. De fapt, lucrurile nu stau deloc așa. Prăbușirea comunismului în 1989 a degajat o cantitate de bani și de bunuri care până atunci fuseseră utilizate la propagandă și la armament, încât omenirea a început să trăiască mult mai bine. Îmi pare rău că trebuie să spun asta de față cu toată lumea și poate toată lumea e de acord, dar acum în luna mai 2018, în luna mai 2018, 20-1,
trăim mai bine decât am trăit vreodată. Mă refer la comunitatea umană în general, adică la Europa, țările avansate din Asia, cele două Americi. Niciodată sub raportul hranei îndestulătoare, a casei, a igienei, a medicamentelor, a accesului la distracție, a posibilității de a călători oriunde fără opreliști. Niciodată nu s-a trăit la fel de bine. Sunt oameni care trăiesc foarte bine, hiperbogați. Sunt, din păcate, și unii săraci. Dar comuniștii care spun unii sunt foarte bogați, unii foarte săraci, evită să vorbească despre imensa majoritate aflată între cei foarte bogați și foarte săraci, care sunt, de fapt, clasa medie și care azi a cucerit aproape toate societățile contemporane. Un filozof francez contemporan, altul decât Marcel Gauchet, spunea că așa cum trăiește astăzi un funcționar francez sau un muncitor calificat francez, din punct de vedere al locuinței, iginei, medicamentelor, odihnei, distracțiilor, fiecare trăiește mai bine decât trăia regele Soare în Franța. Are un nivel de viață mai bun, mai sigur, mai îndestulat, mai sigur. Pentru că este ferit de boli, media de viață a crescut enorm, trăiește în general în țări democrate unde se poate exprima, nu-i place într-o țară, poate pleca în altă țară, se spală în fiecare zi. E, în general, când examinăm cum trăim azi, poate oamenii nu sunt suficient de lucizi pentru a-și da seama aceste adevăruri, de fapt curente, niște adevăruri pe care oricine le poate pipăi, nu sunt o invenție. Iată că prăbușirea comunismului a însemnat, dincolo de prăbușirea unui imperiu a răului, cum îi spunea Reagan, dar a însemnat ridicarea masivă a ceea ce se cheamă clasa medie în toate țările, până și în cele mai înapoiate. În așa fel încât majoritatea oamenilor trăiesc azi mult mai bine decât trăiau acum 50 de ani. Așa cum trăiește astăzi cineva în anul de grație 2018, nu visau bunicii lui că se poate trăi. Diferența este enormă. Și faptul că ne aflăm angrenați într-un fluviu, că înotăm în același fluviu, n-ar trebui să ne facă să nu observăm realitățile palpabile și să nu încercăm o minimă distanțare istorică față de situația de acum câteva decenii și situația de astăzi. Aș vrea să spun câteva lucruri și cu asta voi încheia despre reziduurile ultimului miracol de care v-am vorbit. Miracolului pe care îl reprezintă, pe bună dreptate, România Mare. Miracolul de la realizarea căruia vom sărbători în curând 100 de ani. A fost o mare șansă pentru România ceea ce s-a întâmplat atunci. Să fim însă atenți la un lucru. Miracolul se întâmplă, dar nu se repetă. E un adevăr pe care oamenii, atunci când sunt euforici, par a nu-l înțelege. Nu se repetă. Miracolul trebuie sezizat și gestionat cu mare grijă. Pentru că atunci când ai avut noroc, cum am avut noi, spun noi români în general, nu e bine să te lauzi foarte tare cu norocul ăsta. Dacă te lauzi, faci așa. Pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci, fericirea României după primul război mondial, a însemnat nefericirea multor altor țări.
Ungarii, Austriei, Germanii, unde s-a instalat peste puțin timp o dictatură cumplită, Rusiei, unde se va instala o dictatură și mai sinistră, Bulgarii. Fericirea câtorva țări din Europa a însemnat nefericirea altora. Și atunci cred că acest centenar, de care mai despar câteva luni de zile, ar trebui sărbătorit într-o manieră modestă, pacifică și înțelegătoare. De fapt, împăcarea foștilor combatanți ar trebui să fie semnul sub care se desfășoare acest centenar. Sau sărbătorirea acestui centenar. Să nu uităm că dacă noi avem diverse probleme dificile cu comunitățile românești din Ucraina, din nordul Bucovinei, unele de la sud de Dunăre, marea noastră problemă continuă să fie raporturile româno-maghiare. Marea noastră problemă continuă să fie relația cu Ungaria. Or, eu cred că singura soluție viabilă pe termen lung, adică singurul mod al nostru de a administra inteligent miracolul de acum 100 de ani, este încercarea de împăcare treptată cu Ungaria. Nu există altă soluție. Vedeți, suntem în, probabil că chiar ziua de 1 decembrie acestui an ne va prinde pe picior greșit. Adică avem la Budapesta un guvern care este de un naționalism câteodată virulent. La București avem un guvern inept. Dar astea sunt momente tranzitorii. Guvernele vin și trec, dar problemele grave rămân. Or, în cazul nostru, în cazul raportului româno-maghiar, singurul exemplu pe care trebuie să ne ghidăm, cred eu, ar fi exemplul Franței și al Germaniei după ultimul război. Inamici de un secol și jumătate, cu dispute teritoriale, cu războaie pierdute și câștigate, cu milioane de morți și mai ales cu o dorință de revanșă cumplită. Ei, toate acestea care păreau inextinghibile, păreau de nestins, prin inteligența unor conducători și a polilor celorlalți, s-a realizat. Astăzi, între Germania și Franța, există o înțelegere reală și profundă. Cele două țări formează nucleul de bază al Uniunii Europene. Într-un fel, modelul Uniunii Europene. Doar în acest cadru al Uniunii Europene, doar în acest cadru putem face noi pași mici, înceți, aproape insezizabili, dar făcut zilnic pentru o apropiere româno-maghiară. Altă soluție nu există. România va continua să aibă majoritatea strivitoare a populației din Transilvania. Pierderea Transilvaniei va fi în veci o rană deschisă pentru Ungaria și această situație nu este ușor de schimbat nici măcar la interval de decenii. La interval de decenii se poate realiza o împăcare. Și până la urmă asta este soluția, nu e alta. Vreau să închei această scurtă expunere despre miracole, amintindu-vă că astăzi ne aflăm în ziua unui miracol. În urmă cu 101 ani, în Portugalia, la Fatima,
se spune că Sfânta Fecioară s-a arătat unui grup mititel de 3 frați și surori, păstori simpli, și a făcut câteva previziuni în legătură cu viitorul omenirii și viitorul Portugalii. Atunci era foarte important, că era chiar în perioada finală a primului război mondial, în 1917. Astăzi este o sărbătoare miracolului Fecioara de la Fatima în Portugalia, un fel de sărbătoare națională azi. Și faptul că a căzut într-o duminică ridică și mai mult cota sărbătorii. În urmă cu mai mulți ani, însă, atunci când papa era Papa Voitiva, papa polonez, Ioan Paul al II-lea, agasați de anticomunismul papei, Brejnev și conducerea NKVD-ului a decis suprimarea papei. Și pentru asta au angajat un killer, un asasin de meserie, care trăgea perfect la țintă. Acest asasin a tras în papă 3 gloanțe la 2 pași, direct, în plin. Papa ar fi trebuit să moară. Un singur lucru n-a calculat Brejnev, nici n-avea cum să fac. Au pus tentativa asta de asasinat chiar în ziua de 13 mai, ziua Fecioarei de la Fatima. Papa era un fervent cultivator al Sfintei Fecioare. Cele 3 gloanțe trase de la 2 pași, când a fost operat după aceea papa, s-a văzut, printr-un miracol, n-au atins nicio arteră importantă, niciun organ vital și papa a scăpat. A fost probabil o nimicătoată pentru Fecioara să miște puțin câteva zeci de milimetri traiectoria glonțului și să treacă, să nu atingă niciun organ important. Miracolul s-a repetat, deci. Ba chiar eclatant. Vă dați seama că într-o asemenea zi miraculoasă, nu? N-am ales la întâmplare această temă și tot ce vă pot spune în încheiere este că în acestui scurs, acestui, cum să spun, expozeu de natură istorică și acestui parcurs istoric prin care am trecut, să avem o mică încredere în miracole, adică să nu ne închipuim că logica e întotdeauna victorioasă și că lucrurile se vor întâmpla așa cum trebuie să se întâmple. Din fericire, se întâmplă de multe ori așa cum n-ar fi trebuit să se întâmple. Vă mulțumesc! Profesor, ar trebui să subscrim cu toții pozitiv la tot ce a spus și eu mă fac avocatul diavolului ca să vă contrazic puțin. Plec de la igienă. Sincer să fiu, făceam duș în fiecare zi și în perioada comunistă. Că era mai rece apa decât ar fi trebuit, poate că e adevărat. Fac și acum. Problema care ați ridicat-o, care e de maxim interes public astăzi, că e mult mai bine azi decât ieri, are o relevanță anume. Dar eu cred că ceea ce trăim azi în sensul corect al cuvântului este o normalitate, nu? Bun să ai omul în secolul 21, trebuie să aibă apă caldă, căldură în casă, magazine cu mâncare îndestulătoare, ceea ce se întâmpla atunci era aiurea și lipsit de logică. Deci, practic, n-aș pune în comparație că atunci era mai rău și acum e infinit mai bine, ci aș spune că acum ce trăim e normal, iar atunci era criminal. Din punctul ăsta de vedere, am parcurs toate etapele, pentru că și teroarea comunistă și copilăria mea în care mi-am pierdut părinții în diferite momente, în sensul că erau luați de acasă,
duși la pușcărie, sora mea dat afară din toate facultățile, spaimele securității și așa mai departe, dar uite că nici azi nu prea am scăpat de chestia asta. Reziduri. Într-un anumit fel, leadership-ul politic de azi folosește instrumente care erau și ieri foarte eficace. Sigur că s-au schimbat condițiile, sunt în altă țesătură socială, în altă țesătură, dar până la urmă pornirile umane de acest tip pot fi canalizate pornind de la interese. Interese, corupție asociată cu dorința de putere și așa mai departe. Dacă luăm pe Shakespeare ca exemplu, nu mai e nevoie să mai căutăm prea mult. Lupta pentru putere rămâne în picioare de-a lungul întregii istoria omenirii. Cineva vrea să conducă, cineva vrea să fie mai bogat, cineva vrea să aibă mai multe putere. Și atunci analiza zilelor noastre pleacă de la o realitate care trebuie rașchetată puțin până la urmă, pentru că scăpa de teroarea comunistă, n-aș prea vrea să mă întâlnesc din nou cu ea în altă formă. Asta v-aș întreba, înainte să rog publicul să vă pună întrebări. Și pentru că întâmplarea face, nu are nicio legătură, că așa a fost să fie, conferința următoare pe care o va ține domnul Armand Goșu e cu titlul Ce vrea Putin? Semn de întrebare. Agenda liderului de la Kremlin pentru noul mandat. Vecinătatea fostei Uniuni Sovietice, astăzi Federației Ruse, dar cu multe conotații asemenea, și influența comunismului acum ascuns, parcă ce se întâmplă în China, unde un miracol al comunismului, iertați-mă că folosesc, n-aș fi crezut vreodată că într-un regim comunist 100%, cu un singur partid, Partidul Unic Comunist, o țară cu atâta sărăcie care a fost să trăiască acum atât de bine, într-un fel. Noi o să plecăm în turneu Uniunii. Poți după asta să vă raportez și mai multe elemente pe care să le întâlnesc acolo. Iar toate aceste semne de încercare a puterii, odată cu proliferarea armelor nucleare, cu lupta asta la graniță între cine are și cine speră să n-aibă celălalt bomba atomică, este nu e deloc, ca să zic așa, zâmbitoare pentru neamul românesc. Mă rog, că mănânc roșii din Turcia și căpșuni din Spania, e poate bine, dar am și eu roșii în România, dar nu ajung la ele. Iertați-mă, întrebarea mea este, ne aflăm într-o perioadă de așteptarea unui nou miracol sau de construcție aleatorie, cum bine am spus, sau unui nou miracol, sau suntem practic păcăliți, înșelați de iluzia unei bunăstări? Vă răspund imediat. Lectura mea la faptele care am spus e următoarea. Ne aflăm în faza de asimilare a miracolului. În ce sens? În sensul că schimbarea atât de bruscă produsă în 1989, care a luat pe toți pe neașteptate, a avut câteva efecte, evident, la care nimeni nu se aștepta, dar care sunt reflexul clar al rapidității cu care s-a schimbat o situație politică. Există în vechile, cele mai importante state, cele mai puternice state comuniste, Uniunea Sovietică și China, se îndreaptă acum, și s-au îndreptat, au ales un model care nu mai este cel comunist, dar care are multe elemente de natură comunistă. Cultul șefului, absența oricărui confruntări politice reale, șeful care are nu numai naivitatea, dar și cinismul să se aleagă pe viață, cum se întâmplă în Rusia și în China, acestea sunt elemente recurente ale comunismului. Element recurent al comunismului, eu spun că sunt și tentațiile, mai bine zis,
existente în unele țări care au fost comuniste, cum România, de exemplu, în care tentația partidului unic, tentația voinței puternice unice, tentația de a anula toate celelalte forțe care gândesc altfel, tentația ca șeful suprem să fie pe un termen nelimitat pus în frunte și lumea să nu facă decât să asculte de el, toate acestea sunt evident reflexe de natură comunistă. Problema e alta. Eu sunt convins, dar mă rog, nu înseamnă neapărat că am dreptate. Cum spunea Monsieur Proudhon, c'est mon opinion et je la partage. E, opinia mea este următoarea, că aceste fapte colaterale și reziduale nu trebuie să ne facă să credem că vom asista la un la o calamitate, un miracol negativ. Eu cred că încă nu s-a terminat complet de gestionat acea schimbare formidabilă produsă spre sfârșitul secolului 20, care a făcut ca... Eu cred că întotdeauna când există situații de acestea fără ieșire, aparent fără ieșire, global vorbind, omenirea a fost întotdeauna suficient de inteligentă ca să găsească o soluție. Și eu sper să o găsească și de data asta. Iar în legătură cu nivelul de trai, nu mă refeream numai la România, mă refeream la nivelul de trai din toate țările Europei și Americii, adică nivelul de trai și din Brazilia și din Argentina, nivelul de trai și din Portugalia, nivelul de trai chiar din țările Maghrebului, din Maroc sau din Algeria, adică acolo unde aparent condamnarea la situația de lumea patra părea definitivă. E, și acolo această clasă medie apare, se dezvoltă, iar progresul ei, cel puțin statistic, este evident. Sentimentul e pentru mine de o tranziție perpetuă. Da. Da. Noroc că nu știm spre ce. Da. Au trecut 26 de ani și tot în tranziție de aflu. Spre ce? Dumnezeu știe. Vă rog, e rândul dumneavoastră, cu rugămintea să vă prezentați pentru filmul nostru, că noi facem film și publicăm apoi conferințele. Bună ziua! Hornea mă numesc, locuiesc în București și de meserie, de profesie, de formație sunt ofițer în rezervă din Ministerul Apărării Naționale, ca să nu creez dubii. Întrebarea mea pornește de la faptul că titlul dumneavoastră se referea la naivitate și ați vorbit despre miracole. Este naivitatea un miracol sau miracolul este o naivitate? Prima mea întrebare. Și continuând cu această idee și, cu referirile făcute de dumneavoastră, unirea României cu Republica Moldova poate fi privită astăzi ca o naivitate sau un miracol? Și ultima întrebare. În 1999, partea culturală ieșea sub umbrela Ministerului de Externe și trecea sub umbrela Institutului Cultural Român. Mulți dintre diplomații de profesie au apreciat că aceasta n-a fost un pas normal. Dumneavoastră, cum o vedeți? Mulțumesc! Vreau să vă spun imediat, în legătură cu naivitatea, naivitatea o trăsătură umană generală, evident, dar miracolul, nefiind ceva explicabil în zona logicului, sigur că contează și pe naivitatea marii părți a oamenilor, dar, încă o dată, miracolul este un fenomen atât de complex, încât naivitatea poate cel mult o dimensiune, o coordonată, un element de natură psihologică care să-l ajute. Relația între noi și Republica Moldova, actuala Republica Moldova, de Basarabia, este dificilă dintr-un motiv simplu, pentru că în Moldova a avut loc imediat după ultimul război un fenomen tragic. O mare parte din elitele, între ghilimele, din clasa care gândea Moldovei a dispărut pentru că a fost trimisă în gulag și înlocuită cu rusofoni. Această schimbare dramatică de populație și socială, pentru că rușii care au venit în Basarabia au reprezentat o clasă conducătoare, că au ocupat funcții de răspundere și puncte importante din aparatul de stat, toate acestea
au făcut ca la ora actuală problema unirii României cu vechea ei provincie, cu Basarabia, să fie o chestiune care nu poate fi privită în viitorul imediat. Nu din cauza noastră, din cauza că schimbările din Basarabia au fost atât de dramatice și cu aparență irreversibile, încât va trebui ca efectele acestui genocid care a avut loc în Moldova, în Basarabia, imediat după război și în perioada sovietică, să se șteargă, să măcar o parte din ea să se șteargă, pentru ca o nouă generație să ridice și să poată relua de la zero dialogul cu România. Sigur că depinde și ce exemplu dăm noi. Dacă exemplul pe care îl dă țara noastră, Basarabii, nu e un exemplu strălucit, un exemplu care să fie atractiv, atunci și problema unirii se îndepărtează. Idealul ar fi ca între relația, în relația România-Republica Moldova să existe aceeași situație care exista decenii la rând, relația între Republica Federală a Germaniei și Republica Democrată Germană. Da, din păcate nu suntem acolo. Cât privește Institutul Cultural Român, ca să vă spun sincer, forma administrativă sub care funcționează are mai puțin importanță. Importanța e cine îl conduce, cât este de imaginativ, de deștept și cum se pricepe în problemele internaționale. Că el depinde de un minister sau de altul, vă spun, e până la urmă o chestiune administrativă. Să știți că în toate țările importante ale Europei și în toate țările importante ale Uniunii Europene, există o instituție care se cheamă British Council în Anglia, Goethe Institute în Germania și așa mai departe, și care sunt instituții autonome, foarte bine bugetate de la stat și care au o politică, să zicem, individuală, proprie de răspândirea culturii franceze, germane, engleze, etc. în lume și care nu depinde de cine se află la guvern în acel moment. E o perspectivă pe termen lung și pe care de obicei persoanele bine intenționate și, cum să spun, pricepute, aflate în fruntea acestor instituții, o duc. Ca precizare, poate suplimentară, în general, cei care conduc și British Council, și Goethe Institute, și Institutul Camões de la Lisabona, nu sunt oameni politici. În general sunt intelectuali de mare clasă și care au dat dovada unei pricepere administrative evidente. Acestea sunt în urmă. Și nu depinde de obicei de cine e ministrul culturii sau cine e ministrul de externe. Și la noi? Ha. La noi oricine poți spune, state cu mine. La noi, noi am avut o perioadă, dar nu pentru că se afla puterea unui guvern sau unui partid. Câte vreme Hora Roman Patabievici a fost în fruntea Institutului Cultural Român, s-a simțit o nouă atmosferă și multe din realizările Institutului s-au realizat, s-au petrecut în vremea acestei direcții, care a avut o mulțime de inițiative și o mulțime de, cum să spun, de contacte internaționale pe care precedentele variante nu le aveau. Dar totul ar fi, încă o dată, ca omul potrivit să ajungă la locul potrivit. Vă rog. Domnul. Vă rog să vă prezentați, da? Mălin Stan, mă numesc. La începutul conferinței noastre ați spus numele. Un accent foarte... Cine numele. Sunteți? Numele. Mălin Stan. Așa. Cum? Stan. Deci, la începutul conferinței dumneavoastră ați pus un accent foarte grav pe literatură și apoi ați trecut spre altceva, de care eu sunt scandalizat la început. Deci, mie mi se pare o trecere prea bruscă spre ceva pe care, despre care cred că a fost doar o improvizație și nu un act programat dinainte de conferință. Astfel că vorbeați despre imposibilitatea de a determina ziua următoare sau ceva de genul ăsta, de a ști ce se întâmplă zilele viitoare. Vorbiți mai clar puțin, vă rog, și mai tare. Microfonul e foarte bun, apropiați-l. Credeți că am emoții? Am emoții, sigur.
Deci, referitor la lucru care m-a contrariat de la începutul conferinței dumneavoastră, despre imposibilitatea de a ști ce se întâmplă a doua zi, dar este o contradicție între determinism și fatalism, nu? O înaintare cu vrerea noastră sau fără vrerea noastră în viitor. Sau într-un aspect care ne preocupă pe noi și care ne face să avem să avem o stare de simplă prezență, știți cum spunea. Și la un moment dat mă întreb dacă în acest demers de a fi stăpân pe propriile tale, pe propria ta ființă, putem traduce această stare într-un act literar. Dacă putem traduce această formă de a exista într-o zi fără a avea posibilitatea prevederii ce se întâmplă în ziua viitoare, deși există o direcție spre această zonă, cum am putea noi să descriem literar această stare fără a ști ce urmează? Fără a avea fără a avea dimensiunile unei continuități. Deci, cu alte cuvinte, întrebarea este ce tip de literatură se potrivește acestui demers? Nu înțeleg de ce ai adus literatură în discuție. Este un mod de a înțelege acest aspect al trăirii în prezent. Din fericire, literatura are mijloacele cu totul proprii și cu totul paradoxale de a privi realitatea. În general, marea literatură a întors tot timpul spatele realității. Și atunci când au creat de obicei opere literare care au rămas și care au spus ceva și peste un timp oarecare de interval scurs, acele opere au fost în contradicție flagrantă de obicei cu opinia publică din acel moment când a fost creată opera. Asta pot spune ca o rețetă generală. Sigur însă că modul în care s-ar putea realiza concret un miracol în literatură, adică cum ar putea un miracol să se reflecte în literatură, să capete formă literară, din fericire ne aflăm în domeniul supozițiilor și al imprevizibilului. Talentul este o chestiune care nici nu poate fi planificată, nici nu poate fi dirijată, nici nu poate fi programată sau, cum se spune, prevăzută. Se întâmplă sau nu se întâmplă? Să sperăm că se întâmplă de obicei. Întrebarea mea era ce tip de literatură se potrivește acestei stări a prezentului. E o literatură filozofică, eu sunt și masterat la Facultatea de Filozofie și mă întreb dacă se poate să depășim cadrul literar când avem această intenție de a vedea ce se întâmplă acum și aici. Eu n-am vorbit despre literatură deloc. Adică n-am vorbit despre literatură deloc. Reduceți puțin lumina asta, că e prea tare. Asta, așa. Da. Așa, am schimbat scena. Domnule profesor, eu bănuiesc că acolo ceva din întrebare care mă interesează și pe mine. Da. Și anume faptul că o bună parte a capodoperelor literaturii universale s-au născut în țări cu dictaturi atroce. Dacă am luat literatura rusă, da? Și Dostoevski și Gogol, de exemplu, zic, n-ar fi scris atât de acid și atât de puternic, sau toată literatura dizidentă în perioada sovietică, sau să mergem și spre Occident puțin, nici în alte țări. Shakespeare însuși scrie piese cu iz politic, plasând acțiunea în alte țări. Tot îi putred în Danemarca, dar de fapt ce știa el de Danemarca mai mult decât știa despre Anglia? Despre Anglia vorbea el acolo, când cei doi gropari făceau dialogul respectiv. Nu? Și alte exemple. Sigur că, iată, și teatrul românesc a avut un destin mult mai interesant, cu o estetică care a cerut, să putem spune, mai mult decât textul cerea, să facem un
dialog esopic, mai mult sau mai puțin, să dăm de înțeles, nu neapărat să folosim șopârle, cum se zice sau se zicea, ci să structurăm spectacolul pornind de la așteptările publicului. Și atunci estetica spectacolului era oarecum modificată și se păstra o speranță venindu-se la teatru. Până și Gulliver, celebrul roman, este tot realitatea unei dictaturi. Teatru a fost interzis de Cromwell, nu? În Anglia, adică sunt perioade în istoria literaturii universale care arată că scriitorul de talent se revoltă și scrie o literatură de rezistență. Asta în legătură cu talentul, talentul trebuie și biciuit, el trebuie dus, sau cel care scrie trebuie să aibă o anumită atitudine față de lumea în care trăiește. Ce credeți că România de azi poate produce un asemenea talent? Avem contra cui să ne exprimăm? Da, din fericire avem. Acum, exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, formidabilă, nu numai formidabil succes al lui Dostoevski, al lui Gogol, al lui Cehov sau al lui Tolstoi, dar și răspândirea rapidă a operelor lor în întreaga lume, întreaga Europa cel puțin, a fost o dovadă clară că în Rusia nu era o teroare chiar așa de mare. De altfel, de ajuns să vedem așa cum lumea concretă prezentată de Dostoevski și prezentată de Gogol, ca să vedem că față de ce s-a întâmplat după 1917, rușii trăiau de bine. Exista o clasă suprapusă care nu dădea socoteală nimănui. Exista o aristocrație de multe ori responsabilă. Dar exista în același timp și o clasă medie, o clasă țărănească care se îmbogățea. Vedeți finalul la Livada cu Vișin, care căpătase deodată o forță economică neobișnuită și care arăta că în Rusia, de pe la 1870-1880, lucrurile începuse să schimbe și rușii nu mai trăiau chiar cu biciul deasupra continuu. Dacă probabil ar fi avut noroc și evenimentele din 1917 nu s-ar fi realizat, probabil că fără să ajungă neapărat la nivelul Occidentului, Rusia ar fi fost o putere și economică și politică de barcă, ca să nu mai vorbesc culturală, pentru că Rusia, cel puțin în prima jumătate a secolului al XX-lea, dar și după aceea, a fost un fel de pepinieră de talente aproape inimaginabile. Talentele la ei au izbucnit cu forță naturală, aproape, cum pe un teren bine hrănit, udat la timp, țâșnesc plantele. Capacitatea de a reînnoi complet mijloace de realizare și viziunea există în literatura rusă formidabilă. Cu, de asemenea, o precizare, poate, știu eu, nu știu dacă e la locul ei, dar e o precauție metodologică mai degrabă. Există și foarte mari scriitori care au scris în teroare. Există și foarte mari scriitori pe care, într-un fel, teroarea i-a creat. Mă gândesc la Solzhenitsyn, mă gândesc la Grossman, mă gândesc la câțiva mari scriitori ruși, Akhmatova, Osip Mandelstam, mai ales, genial. Dar, mă simt obligat să adaug un dar. Acestea sunt situațiile excepționale. În general, o societate permisivă, liberală, un regim parlamentar, sunt infinit mai favorizante pentru cultură decât o dictatură. Ca să înfrunți dictatura, să scrii literatură, îți trebuie eroism. Akhmatov, cineva ca să a făcut ca Osip Mandelstam, să compună în 1935-36, compună un poem contra lui Stalin, pe care jumătate din Moscova să-l știe pe din afară. Pentru asta trebuie eroism. Un eroism de natură sfântului,
a martirului, nu mai era ceva normal. Însă cea mai mare parte a scriitorilor tăceau cu pumnul în gură. Nu putem cere tuturor scriitorilor să fie eroi. Eroismul este favorizat de dictatură, dar doar eroismul. Talentul normal, talentul mediu, un regim de dictatură și de cenzură nu îl favorizează. Îl oprește. Aici nu sunt de acord cu 100%, dar nu asta e important. Păi, eroism, eroism, dar talent, mare talent, că a avut și eroism în plus, nu e o lipsă a talentului. Adică eroismul nu contrazice talentul. Nu. Păi, dar asta sunt oameni talentați care sunt și eroi, nu le putem cere. Asta, adică, am avut și noi. Cerem talent, dar nu și eroism. Da. Aveam eroismul și noi plus. La Teatrul Bolandra un figurant care îi plăcea teatru, dar nu făcuse altceva decât figurație și care toți știam versurile lui. O fi mare Eminescu, dar e bun și Ceaușescu, spunea el. Apropo de Dorin, toți spuneam asta ca fiind, el n-avea talent. Și eroismul ăsta lui de a rima Escu cu Escu era pur și simplu, dar atingeam undeva. Da. În speță ce s-a întâmplat și aici vorba numai de 4-5 scriitoruși, sunt nenumărați care au avut atitudini de acest tip, nu mai vorbesc de scriitorii de teatru. Putem da multe exemple. Iar interpretarea unei asemenea tip de filozofie teatrală, cum a fost cea lui Lucian Pintilie cu revizorul lui Gogol, probabil ați văzut, bănuiesc, au fost 3 spectacole, era o epopee deschisă, critică și vindicativă asupra modului în care funcționează corupția într-un stat care are, într-o țară care are ca bază filozofică corupția. Că dacă n-ar exista corupția, țara aia n-ar fi funcțională. Iată de ce, ca să ducă asta la apogeu, Pintilie taie actul 2, pur și simplu, le elimină din text. În actul 2 aflăm cine e Hlestakov, pentru că ne ducem la Han, unde el dialoguează cu servitorul lui și îi spune cât de tâmpiți sunt aia și aflăm că el este un biet funcționar oarecare și nu inspectorul de care se teme primarul orășelului respectiv, care îl asociază și publicul, neavând acces la actul 2, merge în continuare pe ideea lui Pintilie cu diavolul. Deci, în practic, într-o societate coruptă de sus și până în jos, de secole, de întotdeauna, faptul că vine un controlor care să verifice, un inspector care să verifice cinstea funcționarilor publici, nu poate fi asociat decât cu ceva malefic, cu ceva care nu există. Da? Aceste, cum spuneați mai devreme în conferință, aceste sechele, le-a spus altfel, dar ale comunismului și ale corupției de tip comunist, le întâlnim și astăzi, cu asupra de măsură în țara noastră, nu? În care mâncăm căpșuni din Spania. Nu prea sunt parfumate, vă spun că eu sunt mare consumator. Da. Mă rog, cine mai dorește? Aici, uite. Un domn pe care eu îl cunosc, dar dumneavoastră nu. Domnul Mancaș. Te rog să spune numele. Profesor universitar. Cristian Mancaș. Mai aproape, te rog. Cristian Mancaș. Cristian Mancaș. Matematică, informatică, Constanța, Universitatea Ovidius. Te rog să apropii așa. Am îndrăzit să vă completez Adinauri în legătură cu căpșinile spaniole, fără gust, dar culese de români, din păcate. Domnule profesor, aș vrea să vă întreb în legătură cu miracolul creștinismului, având în vedere și profeția care deocamdată nu se adeverește. Sigur, suntem abia la începutul secolului, cum că secolul 21 va fi creștin sau nu va fi.
Mai ales însă, având în vedere trecutul comunist sau măcar stângist al foarte multor înalți funcționari europene, și nu numai, și al unor state mari, precum Germania, știm că fostul cancelar Schmidt a ajuns șeful Gazprom pentru Germania sau poate chiar întreaga Europa, nu mai țin minte, că doamna Mogherini, actualul ministru de externe al Uniunii Europene, are un trecut comunist tumultuos, că domnul Juncker tocmai i-a făcut apologia, să zicem, lui Karl Marx când s-au împlinit nu știu câți ani, mai contează, de la nașterea sa. 200, da. Este întâmplător, da, era cifră rotundă, dar nu cred că de asta s-a întâmplat, orice cifră a fi fost, cred că făcea același lucru, din păcate. Credeți că din această cauză, de exemplu, Uniunea Europeană nu dorește menționarea măcar a trecutului creștin al Europei? Vă mulțumesc. Lucrurile sunt foarte clare. O mare parte din inteligenția politică a Europei occidentale de astăzi este grevată de prima lor educație, de prima lor formație, care a fost în general o formație, dacă nu direct marxistă, cel puțin de stânga. Foarte mulți dintre conducătorii Europei au reprezentat în tinerețea lor vârful chiar ale gândirii de stânga comuniste, comunizante sau maoiste din Occident. Exemplul poate și mai eclatant era al predecesorului lui Juncker, adică lui Barroso, care atunci când eram eu foarte tânăr și am fost în Portugalia, era un fel de șef al studenților maoiști din Universitatea din Lisabona, unde eram și eu profesor. Era șef maoist. Ce-i drept, avea o scuză. Era foarte, pe de o parte, era foarte informat de la Uniunea Sovietică și considera că maoismul e un fel de antisovietism, naivitate absolută. Pe de altă parte, ca toți maoiștii, provenea dintr-o familie foarte bună, cu avere, și care au înlețnit o educație aleasă. Actualul secretar general al ONU, pe care am avut onoarea să-l cunosc cu aceeași ocazie, Guterres. Antonio Guterres a fost președintele societății studențești socialiste și a făcut parte din conducerea internaționalei socialiste. Acum răspunde într-un fel de destinul omenirii, în calitatea pe care o are de un an de zile de secretar general al ONU. Foarte mulți dintre miniștri, prim-miniștri, care conduc țări din Europa Occidentală, au un trecut de stânga marcat. Acum, lucrurile după mine nu stau așa de tragic cum ar părea la prima vedere. În primul rând, pentru că nu trebuie să refuzăm nimănui dreptul de a evolua intelectual, politic, moral. Trebuie să recunoaștem fiecare, cel puțin, dreptul ca pe parcursul vieții lui să se schimbe. Iar dacă se schimbă în bine, e o notă bună pentru acea persoană care s-a schimbat în bine. Pe de altă parte însă, trebuie să recunoaștem că există în Europa Occidentală de astăzi, prin actualii ei conducători, o realitate pe care eu aș chema-o a dublei măsuri. A dublei măsuri pentru că din tinerețea lor de stânga, acești conducători au păstrat o antipatie profundă față de tot ce amintește de regimurile de dreapta, iar pe de altă parte au păstrat ca un fel de nostalgie a tinereții toate clișeele, toate locurile comune,
care le-au încântat tinerii. Asta reprezintă pentru ei un fel de nostalgie a momentului când erau tineri frumoși și aveau viitorul în față. Faptul că nu se recunoaște o origine net creștină a Uniunii Europene, faptul că Europa ca entitate se bazează în primul rând pe valori de natură creștină și după aceea pe economie social-politică și mai departe, faptul că orice referire la această situație a fost cu grijă evitată nu numai în discursul oficial al Uniunii, dar și în toate documentele care emană de la Bruxelles, ne arată că această îndărătnicie a stângii de a persista în vechile ei modele de gândire e recurentă și, cum să spun, planificată pe termen lung. Tot ce pot spune este că această dublă măsură iese în fața tuturor analiștilor lucizi. Pentru că există și analiști lucizi. Cei mai lucizi analiști în toate țările Europa Occidentale au respins comunismul de multă vreme. Și până mai e ceva. Această dublă măsură în privința stângii și dreptei ne arată că totuși șocul de la 1989 a fost atât de puternic că n-a fost asimilat. N-a fost asimilat nu în realitățile economice și monetare, n-a fost asimilat în conștiințele multor intelectuali din epoca noastră. Au fost atât de disperați, de dezamăgiți și de frustrați în 1989, încât n-au înghițit această realitate nici până azi. Și probabil că nu o vor înghiți niciodată. Ar trebui ca noi generații, care să nu mai fi trăit în această schizofrenie gravă în care au trăit, una spuneam, alta era realitatea, una spuneam acasă, alta spuneam la slujbă, una credeam cu adevărat, alta spuneam în ședințe. Această mentalitate să dispară, pentru că în sfârșit o nouă mentalitate naturală, zice. Ați invocat, domnule director, normalitatea. E, normalitatea este situația cel mai greu de atins. Când se bate un cui într-o șipcă, cuiul sau se bate prea mult și între cui și suprafața șipcii rămâne o mică, sau nu-i bătut destul și atunci are un interval, ca să bați cuiul în așa fel încât să treci cu mâna, să nu se mai observe că acolo e un cui, e lucrul cel mai greu și pe care numai cineva priceput poate să-l facă. Așa și cu normalitatea. Normalitatea e foarte greu de atins. E îngrozitor de greu de atins. Și noi o numim normalitate, dar dacă o să măsurăm statistic, ne dăm seama că e excepțională, nu e normal. O singură precizare. Domnul Scarlat. Pentru Nicolae Scarlat, pentru antevorbitor. Malraux a spus secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Nicio legătură cu, directă cu creștinismul, cu religia creștină. Vă mulțumesc. Cu cine? N-am auzit. N-am înțeles. N-am înțeles. Domnul a spus înainte că secolul, că Malraux a spus că secolul 21 va fi creștin sau... Nu, va fi credincios sau religios sau nu va fi. Religios. Nu se spunea creștin, se spunea religios. Dovadă islamism, da, sigur. Eu, doamne, acolo. Să vă prezentați, stimată doamnă. Mă numesc Amăriuțe Elisabeta. Apropiați microfonul de... Amăriuțe Elisabeta. Și vreau să întreb pe domnul profesor, privitor la ultimele expresii făcute astăzi, asimilarea aceasta de care dumneavoastră vorbiți. Nu trebuie, cred eu, numai intelectualii să o facă. Cred că întreaga națiune. Ați împărțit la început România
înainte de 89 și după 89, în cele trei categorii, săraci, medii și bogați. Întrebarea mea, care se leagă de prima expresie a mea, este: se poate face o listă sau o statistică, da, corectă, între persoanele individuale ale secolului 19, 20 chiar, mai bine 20, care din propriile lor venituri, absolut obținute într-un mod, eu zic numai legal, dar și ilegal, nu contează, au dezvoltat în țară la noi școli pentru educație, spitale, policlinici pentru sănătate și spații de cultură, nu mă refer numai la teatre, ci chiar la presupusele grădini pe care le-am citit într-o carte recent apărută de la expunerea de acum două săptămâni în București, care erau dotate cu spații de a se întruni teatre, echipe pentru acest lucru. De ce pun acest lucru? Pentru că aș vrea și lista celor foarte bogați, care nu sunt, cred, atât de mulți. Eu fac parte din cea de medie și mă declar mulțumită, nu numai pentru spălat, pentru asta, dar pentru libertatea care mi-am căpătat-o. Dar clasa foarte bogată, indiferent cum a avut la ora actuală dobândită această bogăție și care categoric nu îi aduce nicio satisfacție decât să se laude cu puterea sau cu plimbatul în niște țări foarte îndepărtate, a făcut pe teritoriul României, indiferent de locul, la țară sau în orașe, asemenea edificii care să fie puse la dispoziție tuturor oamenilor. Și celor foarte săraci să meargă la școală și celor medii să meargă și la teatre și în spitale, să se caute, să trăiască, ca această longevitate de care ne bucurăm astăzi să fie reală. Atât. Vă mulțumesc. Da, doamnă. Vă mulțumesc pentru întrebare. Sigur că e o mare diferență între modul în care omul a obținut averea și modul în care e dispus să o cheltuiască. Aici, caracterul uman are o scară infinită. În general, cei care au obținut averea prin mijloace discutabile și cu o viteză nemaipomenită, sunt cei ale căror averi sunt, în general, suspecte. Și aceștia nu sunt dispuși să-și împartă averile cu nimeni. Din păcate, cea mai mare parte a averilor mari din țara noastră știm perfect cui aparțin. Aparțin sau unor persoane lipsite de scrupule care au reușit să înșele vigilența organelor abilitate financiare, administrative și să devină proprietari unor întreprinderi la construcția care n-au contribuit deloc, sau oameni care au avut funcții foarte importante în regimul comunist și care, prin relațiile de atunci, au ajuns în fruntea unor întreprinderi economice, comerciale, bancare, etc. Noi am avut în țară, într-adevăr, oameni foarte bogați înainte de ultimul război, care s-au simțit datori întotdeauna, nu toți, dar mulți, să contribuie cu ceva la ridicarea stării celor care n-au avut șansa lor, care s-au născut în condiții defavorabile, care n-au avut patrimoniu personal sau familial, sau care pur și simplu au fost însoțiți mereu de neșansă. Toate spitalele, spitalul Elias, nu? Școlile care au împânzit de multe ori localități îndepărtate, atenee populare, teatre, acestea toate au fost făcute câteodată de oameni care au dat din buzunar cu dorința de a ajuta pe alții. Și aici societatea ar avea ceva de spus. Ar trebui să existe niște reglementări foarte stricte ale impozitelor,
și ale modului în care se face mecenatul. Dacă mecenatul este aranjat într-un mod rațional, inteligent, se poate ajunge realizări formidabile. Asigur că pentru asta trebuie ca și persoana bogată să fie de bună calitate. Și asta spun pentru că, de exemplu, avem și asemenea exemple. Din păcate, nu în România. Bill Gates, cel mai bogat om din Statele Unite și probabil din lume, a creat o fundație pentru ajutorarea medicală, pentru ajutorarea popoarelor din Africa și din Asia. Și din cei aproximativ 20 de ani de când a creat această fundație, numărul celor bolnavi de boli incurabile a scăzut cu 50, 60 sau 70% în anumite țări din Africa. Datorită banilor lui Bill Gates. Iată că există deci posibilitatea ca un om foarte bogat, în cazul de față cel mai bogat, să fie în același timp un caracter și să se gândească la cei care n-au avut nici norocul și nici inteligența lui. Sigur, sunt exemple izolate. La noi în țară schimbarea e prea recentă. Iar evoc rezidiul. Prin rezidiurile comunismului se explică acea lipsă totală de generozitate de care dau dovadă oamenii foarte bogați de la noi. Au cunoscut, nu lipsurile neapărat, au cunoscut strâmtorarea, frustrarea, poate chiar sărăcia până în 1989, așa încât acum, când au ajuns la o anumită poziție, fură cu mâna nu până la cot, până la umăr. Vor să acapareze, vor să aibă, vor să vorbească despre ei. Deceniile de ignorare și de frustrare le-au creat o stare revanșardă extraordinară. Dar, încă o dată, și aici nu trebuie neapărat să caracterizăm un popor global. Poate că la noi lucrurile sunt mai strigătoare decât în altă parte. Dar să știți că, într-un fel sau altul, s-a întâmplat la fel și în multe țări foste comuniste. Exemplul eclatant, fosta Uniune Sovietică. Acolo, mafioții din jurul fostului Comitet Central Sovietic și-au împărțit rapid economia Rusiei noi și la ora actuală formează o clasă de privilegiați inimaginabilă. N-au îndrăznit să viseze niciun bogătaș din vremea țarului larghețele de care poate dispune un șef de mafie sovietic de astăzi, rus de fapt, nu-s mai cam sovietic. Așa că, din păcate, modelul nostru încă e Uniunea Sovietică. Nu mai e un lucru care trebuie să-l uitați. Avem o lege proastă care permite sponsorizările. Legea nu dă voie unei firme să sponsorizeze decât dacă este pe profit. Dacă are datorii, nu poate. Și acum vorbiți cu cineva care se pricepe. La un moment dat am fost și raportor pentru Europa de Est la Congresul Mondial al Mecenatului care s-a ținut în Japonia cândva. Și unde am aflat cum se fac sponsorizările din Statele Unite de la domnul Rockefeller Jr. Dacă o să avem timp, vă povestesc. Aici la noi funcționează această lege care, deși am încercat mulți să influențăm schimbarea ei, n-am reușit. Din cauza impozitării pentru bugetul nostru atât de greu încercat. Deci dacă nu ești pe profit, nu poți sponsoriza. De regulă, marile întreprinde, cum vreți să le spuneți, au interesul să raporteze profitul zero. Profitul zero e un profit pozitiv. Zero e pozitiv. Dar ajung la zero folosind profitul real pentru reinvestire în interesele firmei, ca să scape de impozitare. Asta, reinvestirea e scutită de impozitare. Și atunci, având profitul zero, din zero n-ai ce să dai. E pozitiv pentru întreprindere, nu e pe minus. Deci, lucrul ăsta s-a perpetuat, s-a încercat, singur că
Ion Siriac ar putea să dea din banii lui, din buzunar, dar nu neapărat din profitul firmelor lui, dar nimeni nu vrea să facă asta. Și aici vă dau o dreptate până la un punct. Că mai e și altă chestiune la porțile lui Gigi Becali, sunt tot felul de cerșetori care așteaptă să primească tot timpul bani. Bun, dai, acum aici, eu cu Gigi Becali n-am niciun fel de sentiment de apropiere, din contră. Sunt chiar șocat de vedetismul acestui personaj. Dar și să vină tot timpul să-ți se ceară bani, nu cred că e prea plăcut. În Statele Unite, care folosește acest sistem extrem de bine pus la punct, este o componentă a oricărui împrumut pe care un om de afaceri îl face la o bancă. Deci dacă afacerea este confirmată de inspectorii băncii, împrumutul este posibil, cel care vrea împrumutul trebuie să garanteze împrumutul cu ce are, cu casă, cu mașini, cu banii pe care în bancă. Dacă toate aceste condiții sunt acoperite, semnează un contract. În contractul respectiv e o condiție sine qua non a împrumutului. Unde și cât sponsorizează. Exemplu, ni l-a dat atunci Rockefeller Junior, care ne-a povestit despre acest sistem. Omul spune, exemplu dat de el, orașul de unde vin eu, sunt foarte mulți bolnavi de rinichi. Dar aparatele de la Spitalul Central de curățarea sângelui, de dializă, sunt învechite. Vreau să dau posibilitatea spitalului să achiziționeze ultimul răgne de aparatură. Perfect. Semnează. Împrumut are o perioadă de grație, timp în care cel care primește banii pe care nu-i primește toți odată, ci în funcție de etapele desfășurării afacerii. După, să zicem, 2, 3, 4 ani intră pe recuperarea în rate a împrumutului, dar până acolo nu. Până acolo el trebuie să acumuleze fondurile. Asta e condiția. În schimb, banii pentru aparatură au plecat deja din bancă în contul a ceea ce se va petrece mai târziu. Când el intră pe ratele de plată, ele funcționează de mult acolo. Se acoperă și explicația care ne-a dat-o, pentru că toată lumea m-a întrebat, bun, dar totuși îi plătești banii aia. Îi plătesc și eu și banca. Pentru că și banca câștigă și eu din circulația banilor. Câte vreme banii pleacă și vin în bancă, pe mai multe direcții, ei produc alți bani. Dobânzi, servicii, penalități sau orice altă chestie. La noi asta nu s-a înțeles. Nici în Europa Occidentală nu funcționează de asemenea manieră și asta din cauza sincopelor istorice, războaie și tot ce a fost, care au blocat și Germania și Franța de-a lungul celor două războaie mondiale. În America nu s-a ajuns cu un război atât de teribil și acolo funcționează. Deci, practic, câtă vreme legea pe care o avem și care permite să poți sponsoriza, dacă ești pe profit, maximum 5% din venitul impozabil, dincoace în America sponsorizarea este din venitul după impozitare. Deci e o mare diferență. Vă rog, mai avem 5 minute. Timp să mai punem întrebări. Cine mai dorește? Eu vreau să ați epuizat energia publicului. I-ați vampirizat. A, nu, e cineva, da. Vă rog să vă prezentați, doamnă. Doina Bârsan, mă numesc. Deci aș vrea să vă întreb, credeți că există o tendință dinastică la specia umană, pornind de la faptul că și în China și în Rusia se încearcă stabilirea unui conducător la nesfârșit, sau mă rog, aparent la nesfârșit, și că asta ar ține cumva de nevoia de securitate din piramida lui Maslow, adică și remanențele stângiste pe care le-ați amintit în Uniunea Europeană ar putea ține de această
dorință de a avea o siguranță pe termen cât mai lung? Dar nu e dorința poporului, doamnă. Nu, nu a poporului. Păi e dorința unor elite politice care se permanentizeze la putere. Faptul că există regimul lui Putin la ora actuală în Rusia, în condițiile pe care le știm, faptul că de curând regimul chinez a făcut o mișcare foarte importantă, asigurând permanența vitalică a actualului șef, se încadrează aceluiași model care până la urmă era modelul comunist, adică modelul dictaturii. Dinastic. Există un regim dinastic bizar, de pildă cel care în Coreea de Nord, nu? Unde trebuie. Sau un regim dinastic la fel de bizar în Siria de azi, în care actualul șef este fiul fostului dictator care a murit pe neașteptate. La fel în Cuba, unde, da, după cum vedeți, sunt totuși regime, să zicem așa, marginale, așa ca importanță, și politică și socială. Sunt mai degrabă niște supraviețuiri destul de penibile ale unei stări care s-a alterat în esența ei. Pentru că dacă acceptăm că comunismul s-a prăbușit, și aceste remanențe comuniste sunt și ele destinate dispariției la un moment dat. Mai e cineva? Vreți să spuneți? Pardon, scuză-mă. Referitor la miracolul... Spune-mi, te rog, numele, deși... Doja mă cheamă. La miracolul cel din urmă, centenarul nostru. A spus despre condițiile din Basarabia și... Dar dacă o comparăm cu țările baltice, ne vin multe gânduri de... în defavoarea neamului nostru, iar celălalt pol spre apus, Ardealul, l-am provocat pe Corneliu Cocosu la vernisajul expoziției de la Biblioteca Academiei, când a fost centenarul memorandumului, am arătat, acolo era un exponat unde articolul principal se zicea că românii simt scârbă de administrație cu 100 de ani înainte. Și am întrebat după, nu s-a întors roata după 100 de ani să simtă ceilalți scârbă de administrația noastră? Coposu a spus în fața publicului adunat, erau microfoane instalate, următoarea istorioară. Spune că în familii de evrei din Ardeal, deși românii s-au purtat finișor cu ei, continuă să vorbească în bureștin, că nu s-au românizat. Sunt evrei unguri. Și spune că de ce explicația? Dacă ar avea un proces și câștigă în justiția maghiară, s-ar președintele, când pronunță sentința, ar zice Jido de Igoazovana. E evreu, dar are dreptate. La români ar zice, are dreptate, dai jidan. Cum? Are dreptate, dai jidan. Adică e o diferență de nuanță, da? Și poate de sintaxă. Întrebare, puneți întrebarea, domnule. Cu toate astea, sper că enigma și miracolul istoric se va perpetua. Întrebarea nu este. Nemai întrebare. Nemai întrebare. Vreau să vă mulțumesc, domnule profesor. A fost o conferință cu un anumit tip de intimitate care ne-a răscolit și amintiri și speranțe încă neîmplinite și o oarecare aplecare asupra unui adevăr relativ mai mult a zilelor noastre. Dar condiția intelectuală pe care ne-ați impus-o este admirabilă și vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră. Și nu uitați că pe 27 mai, două săptămâni de acum, la cealaltă sală mică, la cealaltă capăt al teatrului, Arman Goșu, care este membru în grupul pentru dialog social și redactor la 22, specializat profesor și el la universitate, în problematica rusească, vorbește despre ce vrea Putin. Ce-o fi vrând?
agenda are o agendă liderului de la Kremlin pentru noul mandat. Probabil Arman Goșu știe, ceea ce noi încă nu bănuim. Vă știe, mulțumesc. Rusește bine și are acces la surse. Adică știe imperfect rusa, are acces la surse, da, pe care le spun. Da. El e român, dar știe din barusă, ceea ce e mare lucru. Vă mulțumim foarte mult, să aveți o duminică plăcută. Mulțumesc că v-ați rezervat această frumoasă duminică ca să intrați în subsolul Teatrului Național. Avem ocazia să discutăm despre viitor, cel puțin așa ne anunță titlul conferențiarului nostru. Acum, viitorul meu apropiat este că trebuie să arăt mai bătrân diseară, de asta am venit nebărbierit, vă rog să mă iertați. De seară voi fi mult mai bătrân pe scenă, în furtuna, și de asta trebuie să mă scuz față de dumneavoastră. Al doilea lucru pe care aș putea să vi-l spun este că problema, întrebarea mai mult sau mai puțin importantă a zilelor noastre este ce se va întâmpla cu noi în viitorul apropiat, ca să nu vorbesc de la mai îndepărtat, care e și mai complicat de apreciat. Într-un spectacol care îl fac cu prietenul și colegul meu Horațiu Măleele, Caramitru Măleele, câte în lună și în stele, spunem noi, el are un monolog comic în care spune la un moment dat, spre sfârșitul lui, se spune că în anul 2019 va fi sfârșitul lumii, apocalipsa, toată lumea va muri. Cine mai vrea să trăiască, să vină la noi în România, că noi suntem în urmă cu 50 de ani. Și pe urmă încheie spunând, trept care viitor de rahat am avut, viitor, prezent de rahat avem, bine, cel puțin că nu avem niciun viitor, spune el. Sigur că astea sunt glume și ele însă extrase dintr-o realitate mai mult sau mai puțin dramatică a zilelor noastre. Omul care ne va vorbi astăzi, cu acest titlu incitant, nici viitorul nu mai e ce a fost, este în principal istoric. Studiile lui de bază sunt legate de istoria, evident, a României și istoria universală de asemenea. Istorie înseamnă tot ceea ce mari filozofi vor spune și au spus, că nu putem gândi la viitor fără să luăm în calcul ce s-a întâmplat în trecut. Este profesor de istorie la Facultatea de Istorie la Universitatea București, știți, și chiar decan al acestei facultăți. A scris multe cărți de istorie,
a încercat și cred că a reușit la modul strălucit de a scrie o istorie a României comuniste, pe care am citit-o și țin minte că am asistat și la câteva conferințe făcute de domnia sa legate de această temă. În acest moment este ambasadorul nostru la UNESCO din 2015, un organism care, cum bine știți, se ocupă și de știință și de cultură, de patrimoniu, de școală și așa mai departe. Și a fost europarlamentar, deci este la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Nu mai vorbesc de faptul că a fost și ministru de externe, deci cunoaște și o bună parte din relațiile directe pe care Guvernul României, pe care l-a reprezentat, le-a avut cu lumea înconjurătoare. E inutil să vă spun mai multe, pentru că îl și cunoașteți de altfel. Deci, pentru a ne spune aș vrea să apreciez oarecum titlul. Deci viitorul nu mai e ce a fost. Este și în limba engleză un timp interesant al verbului viitorul în trecut, pe care am putea să-l analizăm. Se poate folosi și limba română de altfel. Dar despre această temă ne va vorbi domnul Adrian Cioroianu. Mulțumesc foarte mult, domnule Caramitru, și vă mulțumesc tuturor celor care sunteți aici pentru faptul că într-o duminică de flori ne întâlnim pentru o temă care e greu de deșifrat și nu voi avea pretenția că citind în viitor v-aș putea explica dimensiunile pe care viitorul se va construi. Dar spunea domnul Caramitru că am fost, printre altele, și ministru, și parlamentar, și europarlamentar, și sunt profesor de istorie. Evident că cunoașterea trecutului nu asigură niciun fel deșifrarea viitorului. Pe de altă parte, cunoscând trecutul și faptul că mereu țesătura lui a fost în ciuda a ceea ce putea fi predictibil, plecând de la această morală a istoriei, am încercat să-mi prefigurez raționamentul pe care vi-l propun astăzi, pe câteva coordonate care mă interesează și cred că, în definitiv, faptul că sunt profesor mă boldește să-l împărtășesc cu alții. Și de câțiva ani, nemai având practic cursuri periodice la Universitatea București, iată că mi se dă acest fericit prilej de a mă putea întâlni într-o astfel de conferință, pentru care evident că mulțumesc domnului Caramitru, doamnei Anita Neagu, cea care este coordonatoarea acestui proiect, și deloc de convenient să vă mulțumesc dumneavoastră. Nu intenționez să vorbesc mai mult de 50 de minute, după care aș vrea pe cât posibil să intrăm într-un dialog. Ca să fiu foarte deschis cu dumneavoastră de la bun început, nici viitorul nu mai e ce a fost. E o glumă pe care o vehiculăm de câțiva ani deja printre prietenii mei. Vă dați seama că poate să pară absurd la un moment dat, nici viitorul nu mai ce a fost. Pe de altă parte, fiind un copil din generația decrețeilor, cum se chemau, cum probabil mai sunteți prin sală, am cunoscut mai multe viitoruri posibile în cei 50 de ani care sunt în spate. N-am avut niciodată în copilărie sau în adolescență, licean fiind, să zicem,
Niciodată n-am avut convingerea că voi trăi într-un viitor luminos, nici nu credeam în genul ăsta de viitor luminos, dar într-adevăr am crezut că va fi o vreme în care trotuarele vor fi înlocuite de scări rulante, în care se va circula în aer, genul acela de imaginar science fiction probabil cu care sunteți familiarizați sau ați fost vreodată în anii 70, anii 80. A venit revoluția. Vorbeam acum câteva minute cu domnul Caramitru despre acest lucru, pentru că a fost în miezul, să zic așa, evenimentelor, în miezul vizibil. Pentru că eu, student fiind, văzându-l la televizor, mi-am dat seama că se întâmplă ceva în țară, ca să fiu sincer. În acel moment, eu am crezut în lumea multiculturală, liberală și democratică pe care primii ani 90 o anunțau. Am crezut în cartea lui Fukuyama. Astăzi e ușor să fii ironic la adresa lui Fukuyama și la adresa prezicerilor lui. Pe de altă parte, în ciuda tuturor semnalelor mai curând negative pe care aș spune că le primesc în ultima vreme, și mă apropii astfel de miza ca atare a conferinței pe care o propun, imaginați-vă că în momentul de față, la UNESCO, o organizație care este din rândul agențiilor Organizației Națiunilor Unite, UNESCO este ramura, să spunem, culturală, a cărei sarcină principală este conservarea patrimoniului mondial, dar fiind în același timp cea mai largă organizație internațională, vă aduc aminte că acum câțiva ani, inclusiv Palestina a intrat ca membru, ceea ce a produs o serie de consecințe, printre care și plecarea recentă a Statelor Unite și a Israelului. Dar oricum, era până la pierderea acestor doi membri, să sperăm temporară, era cea mai largă organizație. Și discutându-se în ultimii ani foarte mult despre inteligența artificială, a părut oarecum normal ca la UNESCO să se încerce edificarea, construirea, imaginarea unei fel de carte etice a inteligenței artificiale. Așa se face că am intrat în contact cu un subiect pe care nu-l stăpâneam, nici acum n-aș spune că îl stăpânesc, dar mă interesează evident nu din perspectiva științifică sau tehnică această inteligență artificială, despre care propriu-zis n-am mai multe date decât oricare dintre dumneavoastră, dar rețineți cuvântul date pentru că este un cuvânt important în ecuație, dar ceea ce mă interesează sunt într-adevăr consecințele acestei uriașe revoluții care se anunță în fața noastră și, practic, una în măsură să modifice cam tot arealul în care ne mișcăm zi de zi, de la familia noastră până la viitorul nostru, apropo de viitor. Drept care, permiteți-mi să încep câteva cuvinte cheie pe care o să le dezvolt în următoarele 45 de minute. Această inteligență artificială, această revoluție care îmbină automatizarea și digitalizarea, voi ajunge să vă propun câteva idei despre îmbătrânirea noastră ca societate, mai ales ceea ce numim în genere societatea occidentală. Este o diferență, o discrepanță în creștere între lumea occidentală și restul, inclusiv din perspectiva acestei îmbătrânirea noastră. O să revin imediat cu câteva detalii. Și nu în ultimul rând despre o consecință care ar putea urma acestei îmbătrâniri, un val de migrații masive pe care eu ca istoric îl bănuiesc în viitor,
un val de migrații pentru care ceea ce s-a întâmplat în 2015 ar putea fi doar începutul. Poate din acest punct de vedere, în măsura în care tragem vreo concluzie după ce s-a întâmplat în 2015-2016, poate ne va ajuta să fim ceva mai pregătiți pentru ceea ce urmează în deceniile următoare. Și apropo, eu cred în încălzirea globală, pentru că și acesta e un lucru care intră în această ecuație. Deci evident că toți termenii în sine pe care i-am vânturat până acum sunt destul de aparent fiecare din un colț al orizontului nostru. Voi încerca să-i asamblez pe cât posibil. Permiteți-mi așadar să vă sugerez că în linii mari sunt două locuri în care fiecare dintre dumneavoastră puteți verifica validitatea începutului tezei mele. Cele două locuri sunt magazinele IKEA și aeroporturile. Nu știu în ce măsură sau cât de des treceți prin vreunul dintre ele. E un fenomen interesant. Cred că prima dată într-un magazin IKEA mi-a atras atenția, după care l-am văzut experimentat din ce în ce mai mult în aeroporturi. Eu am o relație specială cu magazinele IKEA. Imaginați-vă că mi-am făcut teza de doctorat în Canada. Când am ajuns în Canada în 1995, nu erau magazine IKEA în România, evident, dar o familie de români, pe care am cunoscut-o relativ repede, mi-a spus că haide să-ți arătăm un magazin excepțional. Îi vedea ceva ce nu-ți poți imagina. Ei erau foarte fermecați de IKEA, care intrase în Canada. Și m-au dus, nu pot să spun că am căzut pe spate, că nu, la 20 de ani nu e genul de magazin care să îți schimbe filozofia vieții. Dar, evident, pe urmă am văzut-o instalându-se, apropiindu-se de noi. Am aflat când a ajuns în Ungaria, imediat după, repede după Ungaria a ajuns și în România. Se extindă. Oameni buni, doamnelor și domnilor, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ce am văzut în ultimii ani, pentru că mă mai duc din când în când, au printre altele și plante, după cum știți, la prețuri rezonabile, dispar casierele. Același lucru îl vezi în aeroporturi, unde practic poți să treci printr-un aeroport, cum este Charles de Gaulle la Paris, unde nu e obligatoriu să te întâlnești cu o persoană la un ghișeu. Adică poți foarte bine să-ți depui bagajul cu un fel de pistol, nu știu cum să spun, care îți citește codul de bare, totul are un cod de bare și practic poți să ajungi la scara avionului, unde evident că te va aștepta o fermecătoare stewardesă de la Tarom sau de la Air France, dar până la stewardesă poți să treci foarte liniștit prin tot felul de porți, fără a mai întâlni o persoană căreia să-i cer lămuriri sau... Evident că dacă ai nevoie, găsești undeva. Dar nu e obligatoriu. Dacă accepti ideea că un cod de bare poate fi citit și ai o minimă intuiție în a vedea semnele care sunt la tot pasul pe sus, ajungi la poarta ta și îți ocupi locul în avion fără probleme. Extindeți puțin acest peisaj. În momentul de față, în Statele Unite, bun, vorbim de o populație în linii mari de ultimele date 325 de milioane, dar sunt creșteri de la un sezon la altul, adică sunt diferențe de la un sezon la altul. Dacă e cazul, revin și asupra acestei dimensiuni interesante a evoluției populației celui mai mari democrație a lumii. Dar din aceste 325-400 de milioane de locuitori, cei care practică conducerea pe lungi distanțe, așa numiți șoferi de trucks-uri, sunt câteva milioane. Nu toți sunt americani, unii dintre ei sunt și canadieni și au dreptul de a opera și pe teritoriul Statelor Unite.
Imaginați-vă acest eșantion de câteva milioane. Apropo, sunt și studenți care fac în această slujbă, care pe anumite segmente poate să fie foarte bine plătită. Am avut colegi români care au, făcându-și studiile în Canada, cu toate astea, făceau câteva luni pe an genul ăsta de slujbă, pentru că se plătea bine și ajuta la finanțarea studiilor. Revin. În următorii 15-20 de ani, asta este una dintre specializările care aproape în mod sigur vor dispărea. Deci acești milioane de oameni, evident că vor trebui să-și găsească alte orizonturi, alte surse de câștig, alte specializări. Înmulțiți toate aceste, sau cum să spun, adunați punctele astea, puneți o linie între toate aceste puncte, de la femeia de la o fostă casieră la IKEA până la un șofer de trax, și o să tragem concluzia inevitabil că datorită acestei revoluții tehnologice dublată de digitalizare și de inteligență artificială, este foarte posibil ca în următorii 10-20 de ani milioane, zeci de milioane de oameni la nivelul lumii dezvoltate nu vor mai avea slujba pe care o au astăzi. De fapt, numărul specializărilor care vor fi atinse de dezvoltarea inteligenței artificiale și a digitalizării este atât de mare, încât este foarte probabil că întreg spectrul preocupărilor pe care noi astăzi le cunoaștem, ajungând, dacă vreți, până la cele mai greu de bănuit, și în paranteză vă aduc aminte asupra, eu știu, o știre care a apărut, poate v-a apărut în fața acum vreo 2 săptămâni, în Estonia se pune în funcție primul judecător artificial, să zic așa, e drept pentru cauze mici, pentru probleme mici, în care ai nevoie pur și simplu de o gândire rece, fără niciun fel de, eu știu, de influențe de ordine empatic, emoțional. Un judecător artificial, ceea ce, permiteți-mi să vă spun, ca unul care mi-am petrecut o parte din adolescență citindu-l pe Philip K. Dick, un scriitor de science fiction foarte bun, pe care îl recomand, l-am recomandat an de-a rândul tuturor prietenilor mei sau studenților. Asta e lumea lui Philip K. Dick. Revin. Zeci de milioane de oameni care vor trebui să schimbe specializările lor. Literatura pe care am consultat-o și cu care nu vreau neapărat să vă îngreunez comunicarea, dar la rigoare va trebui la un moment dat să vă dau câteva date din astfel de autori foarte bine prizați astăzi. Cei care scriu pe aceste teme fac un inventar al slujbelor care ar putea fi afectate. Evident că ceea ce mă interesează pe mine este în ce măsură profesorul va dăinui sau va ajunge la rândul un fel de personaj mai mult sau mai puțin artificial. În definitiv, nimeni nu are globul de cristal din care să ne spună ce va fi în acești 20 de ani. Tot ce facem sunt deducții logice. Tot ce putem face sunt deducții logice și pe baza acestui lucru și pe baza micilor întâmplări pe care le vedem în realitatea noastră cotidiană, putem trage concluzii. Bunoară, vedeți această succesiune de greve la noi, a taximetriștilor împotriva Uber-ului. Ca istoric aș putea spune că niciodată, nicio generație n-a putut intra în conflict cu tehnologia. Sau dacă vreți, altfel spus, poți să intri în conflict cu tehnologia și pierzi inevitabil. Adică a intra într-o bătălie împotriva unui progres de orice natură al fi el, gândiți-vă la o grevă a celor care asigurau superba caligrafia cărților în evul mediu. Poate că n-au fost foarte încântați de apariția tiparului, dar pe termen lung, evident că puteau face orice, dar tiparul avea să meargă mai departe.
Uberizarea va merge mai departe. Ea este o componentă din acest lanț care va duce la restructurarea societăților noastre, pentru că fără a vrea să grăbesc neapărat firul demonstrației mele, dar puneți-vă problema acele zeci de milioane de oameni care la un moment dat vor fi debusolați în prezentul lor, puneți-vă problema ce vor vota, ce tip de discurs vor agrea în politică. Pe mine, dezvoltarea sistemului Uber la proporția unei societăți mă conduce la bănuiala că discursul populist în lumea occidentală are un mare viitor în față. Cu cât e mai mare numărul de oameni debusolați sau nepregătiți, de fapt, pentru ce ni se sau li se întâmplă, cu atât discursul populist este mai la el acasă. Și, din păcate, ceea ce vedem și în jurul nostru, să știți că are o mare legătură cu ceea ce se întâmplă. Numai că ce se întâmplă benefic se produce la nivelul unui tineret educat, iar consecințele a ceea ce se întâmplă benefic sus este debusolarea unor oameni, nu neapărat de vârsta a treia, dar preponderent de vârsta a treia, care se îndreaptă spre un tip de discurs pe care pot să-l înțeleagă și care le conferă încă o anumită siguranță într-o lume care nu ne mai oferă prea multe certitudini. Și asta poate explica din multe din ceea ce vedem sau ceea ce mulți dintre prietenii mei, mie însumi mi se întâmplă să intru în conflict cu părinții mei pe teme pe care le bănuiți sau pe, eu știu, pe seama siglei de televiziune pe care o văd în colțul dreapta sus al ecranului. Și pe de o parte eu nu înțeleg, pe de altă parte ei nu înțeleg ceea ce eu le sugerez. Și asta mă face să extind raționamentul, repet, observându-l în dese cazuri. Vedeți dumneavoastră acest populism politic care inevitabil se acumulează la capătul segmentului de societate pe care viitorul o debusolează. Acest populism politic, cum voi încerca să vă arăt puțin mai încolo, va nișa într-atât de mult viața politică și spectrul partidelor, nu numai în România, ci în toată Europa, e același fenomen. Revin imediat asupra lui. Permiteți-mi acum așadar doar să vă sugerez că în viziunea mea, sau pe baza minime intuiții pe care o am, în viziunea mea referitoare la societatea promițătoare, cu totul promițătoare, care se află în fața noastră, noua scindare a acestei societăți va fi între proprietarii acestor mașinării, eventualii angajați, care nu vor fi totuși într-un număr suficient de mare încât să umple toate căsuțele dintr-o societate, fie ea și îmbătrânită, și mai ales un foarte mare număr de oameni care vor ajunge pe ceea ce se cheamă ajutor social. Noi vedem acum și privim cu un oarecare amuzament acești oamenii care primesc ajutor social, cam știm că de fapt nu e ceva în regulă la noi, bănuim că există și niște interese electorale la nivelul primăriilor care dau aceste ajutoare sociale. Poate să pară paradoxal că noi avem un deficit de forță de muncă și cu toate astea avem foarte mulți asistați social. Din păcate, în toată lumea occidentală, trendul este, pe măsură ce slujbele se împuținează, statul nesimțindu-se, cum să spun, el însuși sigur în fața unei mulțimi de oameni care ajung fără să aibă slujbe, statele preferă să cumpere timp oferind aceste ajutoare sociale. Observ de câțiva în cazul francez, care este uluitor. Cazul francez este realmente uluitor. Maniera în care este taxată bogăția și este taxată, drept care, dincolo de anecdotica unor actori care pleacă în Belgia sau în Rusia
ca să-și fixeze domiciliul fiscal. Avem cazuri de intelectuali români care vor să-și mute domiciliul fiscal în România ca să scape de impozitare. Asta la un capăt. Impozitarea există, e reală, e tangibilă la orice nivel, de la salariu până la moșteniri. Ca om interesat în patrimoniu, în paranteză, permiteți-mi să vă aduc, să vă sugerez, iată ce strategie de... Noi mereu în România avem probleme cu statul care nu poate investi în clădiri care aparțin unui privat. Să vă dau un exemplu, nu e niciun secret, știu că sunt filmat, dar asta e adevărul. Cunoașteți Castelul Peleș. Castelul Peleș nu e în proprietatea statului român. Statul român plătește un fel de chirie lunară, dar fiind în proprietatea unei familii, statul român nu poate investi, pentru că legea nu permite. Ce constatăm noi, cei care suntem cât de cât interesați, și nu e singurul caz, poate unii dintre cele mai, să zic, spectaculoase, dar nu e nici pe departe singurul. Sunt multe case care se prăbușesc în țară, de patrimoniu multe. Noi arătăm spre stat, de ce nu fac nimic, autoritățile locale, și ți se aruncă în față un articol de lege care îți demonstrează că statul de fapt nu poate... În Franța, dacă nu poți să ai grijă de o proprietate de-a ta, statul are drept de preemțiune. Scurt. Nu există, cum să spun, interes mai mare decât cel al prezervării patrimoniului respectiv. Și dacă un privat e incapabil să-l apere, statul, hai să zic, te obligă să-i dai, să nu zic că ți-l ia, că sună ca într-o dictatură. Dacă moștenești casa unor părinți, impozitele sunt mai mici. Dacă moștenești casa unui unchi sau mătuși, impozitele pot să ajungă la 60%. Deci e atât de scump să moștenești o proprietate de la o rudă în Franța, încât credeți-mă că mulți renunță. Și oricum, în orice situație, statul are drept de preemțiune. Ei, plecând de la acest, să zicem, de la această realitate, la celălalt capăt, deci impozitele mari și statul care e destul de intruziv în a-ți lua banii sau a te face să plătești impozite, la celălalt, într-adevăr, se manifestă un ajutor social real. În Franța sunt familii care nu trăiesc neapărat din munca lor sau din munca celor doi părinți. Sunt familii care pot supraviețui prin alocațiile pe care le primesc pentru copii, mai ales în cazul familiilor cu mai mulți copii, și în general al interesului de care statul francez, pe care statul francez îl manifestă față de ceea ce se numesc categorii defavorizate. Și foarte pe scurt fie spus, decât perspectiva de a ieși în stradă și de a da foc la mașini, evident că statul e interesat să-i ofere un minimum. Oameni buni, cazul român al asistaților sociali pe care îi vedem în multe dintre meeting-urile politice sau cazul francez al asistaților sociali pe care îi vedem la majoritatea periferiilor se extinde la scara întregii Europe. De fapt, discuția despre venitul universal garantat, o discuție foarte la modă și în vogă printre intelectualii Europei, inclusiv la noi am văzut că sunt susținători și sunt oameni care sunt total împotrivă. Știți că se vorbește practic de un venit universal garantat, practic orice om, dat fiind tocmai ideea că societatea a progresat atât de mult, că în curând tehnologizarea și inteligența artificială ne va pune în situația de a sta și niște mașini să lucreze pentru noi, există într-adevăr posibilitatea ca acest venit să fie asigurat oricărui om, angajat sau nu. Există o perspectivă optimistă asupra procesului. Există o perspectivă absolut pesimistă. Ca să fiu deschis cu dumneavoastră, eu mai curând merg spre cea din urmă, nefiind un pesimist prin firea mea, dar
genul acesta de mană, pentru că asta ar fi. Muncesc roboții, noi trăim de pe urma lor. Ca să fiu sincer, și eu am crezut că e posibil așa ceva, dar la nivelul adolescenței, când citeam în România Comunistă Romane SF, într-adevăr mă gândeam că va veni o vreme în care dezvoltarea roboții va face omul să fie un culegător de roade. Astăzi nu mai sunt atât de optimist și de asta vă spuneam că sunt mai curând la capătul celălalt al firului. Pentru că, deși îmi caut argumente să cred, am mulți prieteni, am discutat cu personaje admirabile din guvernul Cioloș, care erau convinse că asta ne așteaptă. Acum 2 ani sau când a fost, în 2016. Erau convinse că asta ne așteaptă, că ne îndreptăm spre o tehnologizare care va face ca oamenii să primească bani. Și aș vrea să cred în continuare, sunt foarte deschis la acest tip de argumentație, îmi caut argumente printre cei optimiști. Și uite, vă dau un exemplu, ca să mergem mai departe. Nu știu dacă vă spune numele de Rutger Bregman, dacă vă spune ceva. Este un economist, are o carte, un bestseller, cred că a fost tradusă și la noi. Eu am citit-o în franceză, în colecție de buzunar, de carte apărută de câțiva ani, a fost un mare succes. În prima e versiune engleză, cu siguranță e tradusă și la noi, pentru că am văzut mulți oameni care discută pe marginea ei. Cartea se cheamă Utopie pentru realiști. E de fapt un manifest pentru un idealism în politică. Ce spune Bregman printre altele? Spune, domnule, categoric lumea va ajunge să trăiască după munca sau pe seama muncii roboților. Venitul universal garantat este cea mai bună soluție, să nu ne temem de ea. Și demonstrația lui până la un punct e absolut cuceritoare. Imaginați-vă, ca să o simplific, el spune așa. Timp de 99% din istoria omului de până acum, 99% dintre cei care trăiau erau săraci, erau murdari, erau nespălați, needucați. Drept care, istoria ne arată că, de fapt, în ciuda problemelor noastre de fiecare generație, inevitabil există progresul. Cu siguranță noi astăzi, și el o demonstrează categoric, cu siguranță noi astăzi trăim mai bine decât să trăia acum 500, 600, 1000 de ani, 2000 de ani și așa mai departe. Progresul indiscutabil și cel mai consistent aparține totuși ultimilor 200 de ani de istorie. Ultimii 200 de ani, din acest punct de vedere, sunt exponențial pentru modificarea lumii în care noi suntem astăzi. Imaginați-vă, bună oară, că în anul 1820, deci imaginați-vă Tudor Vladimirescu, 84% din populația lumii trăia în sărăcie acută. În 1981, numai 44% din populația lumii era afectată de această sărăcie acută. În 2015, astăzi practic, numai 10% din populația lumii suferă de ceea ce se cheamă sărăcie acută. Astăzi, venitul pe cap de locuitor la nivel global este de 10 ori cel din anul 1850. Bregman dă exemplu unui italian mediu, un italian de astăzi, are de 15 ori, în medie, evident, de 15 ori venitul unui italian din 1850. Și spune Bregman, din moment ce economia noastră este de 250 de ori mai puternică decât cea din zorii Revoluției Industriale, plus minus 200 de ani în urmă, din moment ce suntem de 250 de ori mai puternici la nivel global, de ce să nu sperăm? De ce să nu sperăm că, într-adevăr, într-o zi oamenii, grație tehnologiei pe care noi o dezvoltăm, vor ajunge să stea pur și simplu, să se întâlnească în conferințe sau în, eu știu, vernisaje de vernisaje de expoziții sau spectacole de teatru,
și să trăim de pe urma unor fabrici care vor fi 99% robotizate. Există, într-adevăr, spune Bregman, motive suficiente de optimism. Pe de altă parte, nesiguranța mea, eu încerc să-mi o explic, sau, dacă vreți, o pun pe seama specializării mele ca profesor de istorie, ceva mă face să cred că lucrurile nu vor merge totuși în această direcție pe care noi o bănuim astăzi, din simplu motiv că niciodată istoria n-a mers după cum s-ar fi, sau ceea ce părea să se întâmple sigur, nu e obligatoriu să se fi și întâmplat vreodată. Istoria a fost mereu, constant, atât de plină de răsturnări de situație, încât ceva mă face să cred că va o pietricică va strica acest mecanism al demonstrației frumoase a lui Bregman. Nu neapărat într-un sens catastrofal, dar într-un sens care să-i facă bunoară pe oameni, așa cum unii îmi dau seama că sunt deja, și nu numai în România, văd acest lucru practic peste tot unde am ajuns în ultimii ani, am întâlnit foarte mulți oameni care sunt speriați efectiv de ceea ce noi numim progres, sau ceea ce s-ar numi progres. Și discutam cu cineva care îmi zice, mi-a spus, și pe urmă am verificat și se pare că e adevărat, imaginați-vă că o broască din Australia, specia Rheobatrachus, dispăruse în 1983, această specie de broască, așa cum multe specii de insecte până la animale dispar și din cauza omului, multe dintre ele. Această broscuță dispăruse în 1983. Ea a fost recent recreată de oamenii de știință, evident, de pe urma unor mostre de ADN. Cineva îmi spunea, zice, iată, asta e soluția. Toate prostiile pe care noi le-am făcut în ultimii 50-100 de ani, toată această modificare, antropocenul, cum se spune, toată această modificare a planetei, a lumii vii, toate aceste specii care dispar din cauza noastră, tot noi le vom putea crea. Ceea ce sigur că vă dați seama că pare absolut spectaculos și probabil că așa se va întâmpla, numai că, în același timp, categoric, există și o față mai puțin roză a acestei realități. Și vă dau un exemplu pe care, iarăși, dacă sunteți cât de cât interesați, v-a sărit în ochii în ultimele luni. A apărut la un moment dat un doctor chinez, pe care statul chinez, China, nu l-a revendicat ca atare, adică n-a avut o legitimare oficial. Dar acest doctor a apărut la o conferință și a spus că el a modificat în embrion doi gemeni, astfel încât să fie imun la SIDA. Foarte interesant că la câteva luni după anunțul acestui medic chinez, un grup de cercetători de la americani, de la MIT, Massachusetts Institute of Technology, au spus, știm noi ce a vrut să facă doctorul chinez, că de fapt scopul lui nu era să realizeze imunitatea la SIDA, ci modificase embrionii gemenilor respectivi pentru a le mări capacitatea intelectuală, IQ. Și de fapt asta ar fi noua competiție la nivel global. Într-un fel sau altul, fără să o aflăm în mod explicit, dar există o competiție la nivel global pentru dezvoltarea în paralel a inteligenței artificiale, ceea ce numim roboți. Cuvântul, știți că e plecat din literatură și e de mult depășit, dar nu asta contează. Îl folosim în continuare. Creația artificială, nu? Care se va apropia cât de cât de noi, poate ne va și depăși din anumite puncte de vedere, dar să sperăm că rămâne sub control. Inteligența artificială merge, mai mult sau mai puțin la vedere, merge împreună cu biotehnologia. Iar una dintre domeniile de vârf ale biotehnologiei este, într-adevăr, crearea unui fel de elite la nivelul oricărei societăți în privința dezvoltării acestui IQ. Știți că nu există ca atare o definiție a inteligenței. Fiecare om inteligent e inteligent în felul lui,
două genii nu sunt asemănătoare, ba dimpotrivă, oamenii normali ca noi sunt mai asemănători între ei decât geniile. Geniile sunt, pot să fie foarte diverse între ele, adică un Mozart, să spunem, sau un muzician genial și pus în comparație cu Einstein, sunt foarte diferiți, mult mai diferiți decât sunt eu și prietenul meu, Eddie, care stă aici în primul rând. Nu există o definiție a inteligenței. Mulți spun că, de fapt, ar fi capacitatea noastră de a ne adapta la mediu, că asta ar fi cea mai simplă definiție a inteligenței. Până de mult se bănuia că ea este moștenită. Se pare paradoxal că doar între 50 și 80% din IQ-ul nostru este moștenit de la părinți sau de la bunici sau de la oricine din trecutul familiei noastre și rămâne această necunoscută, aceste zeci de procente care nu sunt moștenite și aici evident că există mai multe explicații de la ce ar putea veni aceste 50-30% de IQ pe care l-am moștenit. Și aici explicațiile sunt de la cele de natură religioasă până la cele de natură, eu știu, super științifică. Unii spun că este partea noastră de Dumnezeu și este ceea ce primim, eu știu, din numi, până la unii care spun că este o pură reacție chimică și că inteligența ta de fiecare zi depinde în bună parte de ce mănânci dimineața sau de ce bei în cursul zilei și că starea ta de bine sau mai puțin bine se reflectă și asupra manierei în care tu gândești. Un autor la care o să revin imediat și de care sigur ați auzit, spunea că nu degeaba toți marii scriitori francezi erau mari gurmanzi. Pentru că această stare de bine le permitea să scrie romanul clasic francez, gândiți-vă la miile de pagini ale lui Balzac sau generației lui, nu? Și de când au început scriitorii să bea cafea, să consume droguri și alcooluri care, dincolo de tăria vinului, romanele s-au modificat, s-au codificat, literatura e de altă natură și comparația este între Balzac și Michel Houellebecq. Dacă nu ați citit pe Houellebecq, vă recomand Călduros și Amical, adică Houellebecq mi se pare a fi unul dintre intelectualii din acest moment care pun niște probleme sociale într-o manieră admirabilă, mai ales într-un public, eu știu, sau într-o societate în care de multe ori ipocrizia domină, ca și la noi. Acest scurt termism al politicului ne face să nu abordăm subiecte reale de cel mai multe ori. S-a făcut zeci de ani în Franța, unde, cum să spun, fiind de față vă pot spune și iarăși nu e niciun secret, nu susțin tot ce spun acum. După atentatele din 2015, presa franceză a devenit mai liberă. Toți ne-am teme că după atentate presa a devenit mai temătoare. Nu, presa franceză e mai liberă acum. Am văzut o anchetă sociologică publicată în Nouvel Observateur, care acum se cheamă L'Obs, în care, din ancheta sociologică, rezulta diferențele care există între elevii creștini, elevii atei și elevii musulmani dintr-un liceu. Așa ceva era de negândit în 2014. Nu aveai voie să analizezi elevii în funcție de religia lor sau de mediul lor de acasă. Toți erau cetățeni francezi. Acum, își dau seama că, de fapt, diferențele sunt reale. Peste 80% dintre elevii creștini cred că femeia este egală cu bărbatul. În rândul altor elevi, numărul e la 30%. Cei care cred în aceleași licee. Nu vorbim de un liceu de elită și unul de periferie. Nu, în aceleași licee. Ceea ce e evident că Michel Houellebecq și alții spuneau de decenii. Haideți să revenim. Înainte de
Houellebecq, înainte de Serotonin, ultimului roman, care vă spuneam, nu e, el e considerat nou Balzac al Franței, dar romanele nu mai sunt de tip balzacian. Și unii spun că asta ar avea legătură cu ceea ce, cu ceea ce consumă fiecare, sau cu ceea ce mânca Balzac în raport cu ceea ce mănâncă sau nu prea mănâncă Houellebecq. Houellebecq e cunoscut prin faptul că fumează non-stop și, pe cale de consecință, înțelegeți că romanele pot fi altele. Care e definiția inteligenței, spuneam? Sau prin ce anume inteligența artificială ar putea să fie într-atât de diferită de inteligența asta de tip uman, încât să ne înspăimânte? UNESCO și-a propus să fie instanța care să facă o carte etică, vă spuneam, un fel de constituție, în condițiile în care e aproape sigur că nimeni nu va putea fi obligat să respecte această constituție. De la romani, încă știm din vechea civilizație latină, că o lege nu prea are acoperire dacă n-ai și un mijloc de coerciție, în măsură să impună legea respectivă. În momentul de față, în contextul în care există cel puțin 3 puteri la nivel global, care categoric fac pași concreți, nu neapărat și publici, în inteligența artificială și biotehnologie, noi putem elabora o carte etică? E, rămâne de văzut cum am putea obliga statele să o respecte vreodată. E bine, vă dați seama că problemele etice, problemele filozofice, problemele sociale, economice, de ce nu, pe care această inteligență le-ar putea pune în viitor, sunt atât de pregnante, atât de vizibile, încât scenariile cele mai optimiste vorbesc de un tineret al nostru care să fie obligat, un tineret din viitor, eu știu, în următorii 15-20 de ani, obligat să schimbe specializarea la fiecare 5-7 ani. Deci, cu alte cuvinte, ieși din școală cu o specializare, dar trebuie să ieși, practic, cu mai curând cu un orizont decât cu o specializare, pentru că orizontul cu câte mai larg îți va permite să-ți schimbi specializările pe parcurs și în această transformare a modelului civilizațional, din 5 în 5 ani ai fi pus în situația de a învăța ceva nou, de a te adapta la un mediu nou. Și asta, până la urmă, ar fi viitoarea definiție a inteligenței. Și m-am gândit eu, vă dați seama, la cei 50 de ani ai mei, eu sunt unul dintre cei care am crezut că ai carte, ai parte, că meseria e brățară de aur, că e o vorbă pe care de fapt o moștenim de la Cezar, Iulius Cezar. În românește sună decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Și o aiureală între noi fie vorba. Astăzi un asistat social din oraș trăiește, sau nu trăiește mai bine, are bani mai mulți decât un țăran care lucrează pământ. Un țăran mediu care își lucrează pământul. Nu vorbim de un fermier, nu vorbim de proprietari de sute de hectare care de cele mai multe ori trăiesc din alocațiile care se dau, multe dintre ele fonduri europene, pentru mari proprietari. Un țăran cu un lot de pământ familial, astăzi, muncește de câteva ori mai mult și eu cred că asudă realmente, banul lui e mult mai scump plătit decât un ban al unui asistat social care nici el nu trăiește bine, dar povestea cu fruntașul în sat în raport cu codașul de la oraș mă tem că s-a relativizat, după cum nu mai există nici această idee cu meseria brățară de aur, specializările sunt atât de fluide încât un profesor astăzi, eu sincer nu cred că nu mai știe ce să-i spun unui student sau unui elev care intră în liceu. Eu de multe ori mă simt în situația de a vorbi cu studenți care intră în facultate neputându-le efectiv. Nici eu nu știu ce se va întâmpla cu mine peste 3-5 ani sau cu lumea în care trăim, drept care îi spune unui student învață bine pentru a fi un profesor într-un liceu sau un ghid la un muzeu de istorie. Sunt atâția solvenți de istorie care sunt în media, sunt la Banca Națională, sunt în firme de PR, încât un profesor în a da sfaturi unui tânăr astăzi mi se pare din ce în ce mai problematic. E bine, mă apropii de final prin a vă spune că eu
mergând, cum v-am spus, de multe ori prin aeroporturi, mă gândesc uneori că nu aș putea să-i las pe părinții mei acolo, din simplu motiv că n-aș fi convins că s-ar descurca. Vorbesc cu o babă de franceză, ca majoritatea românilor, mă refer la părinții mei, au totuși o anumită vârstă, ca să fiu așa elegant cu ambii, sunt trecuți bine de 70 de ani. În aeroporturile prin care eu trec și care sunt într-un continuu proces de cum să spun, dezvoltare, de modernizare, dimensiunea asta umană parcă se îngustează și deseori mă întreb cum Dumnezeu, eu tot sper să ajung la Paris, sunt de 3 ani la Paris și eu nu am ajuns să-i conving pe părinți să vină, ei se tem, eu constat acest lucru. Și eu le spun, dar vedeți că aveți cursă la Craiova. Mai nou este cursă, Craiova-Paris, cum practic din multe orașe ale României poți. Nu, se tem. Nu reușesc să-i scot din casă, pur și simplu. Și în același timp mă gândesc că dacă sora mea, care văd că e aici și îi mulțumesc că e prezentă, dacă sora mea n-ar merge cu ei, mi-ar fi teamă să-i las în aeroport, pentru că n-aș fi convins că n-ar intra în panică. Numai ideea că ar putea intra în panică mă sperie pe mine. Bineînțeles că în definitiv ar ajunge acolo. Dar ideea că s-ar simți insecur și s-ar simți, eu știu, puțin de busolas la un moment dat, și mie îmi creează o senzație neplăcută. Și, dragilor, doamnelor și domnilor, în cazul în care nu ați făcut-o încă, citiți-l pe acest istoric izraelian, Yuval Noah Harari. Sunt 3 cărți care sunt traduse în românește toate, nici nu mai spun editura că e una dintre editurile la care public și eu și n-aș vrea să se... Acest Yuval Noah Harari, cartea la care mă refer, ultima tradusă și mi se pare că este și ultima lui, 21 de lecții pentru secolul 21, spune el. Citez. Dumnezei atotputernici, proprietari a inteligenței artificiale și... Deci ce vede el ca două categorii în viitor apropiat? Acești Dumnezei atotputernici, proprietari a inteligenței artificiale și la celălalt capăt inutilii, care nu vor înțelege a noua economie și vor beneficia de venitul minim garantat până la sfârșitul vieții lor. Sigur că e dură. Deci Harari e la celălalt capăt față de Bergman, de care vă spuneam că e un optimist și un pozitiv și el crede că oamenii merită venitul minim garantat. Harari spune, ca istoric, nu vă lăsați mințiți, nu va exista niciodată egalitate între proprietarul inteligenței artificiale și ceilalți, care fie vor lucra pentru el, fie nu vor pricepe nimic și vor fi inutili. Și el mai pune și această întrebare foarte dură, cu cine vor vota? Inutili sau cu cine ar putea fi tentați să voteze, cu atât mai mult cu cât, dacă e să o recunoaștem sincer, între noi ne putem întreba la ce a dus revoluția .com, revoluția digitală. Până acum, dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite, ar fi paradoxal să ajungem la concluzia că Bill Gates, Steve Jobs și toți ceilalți, Mark Zuckerberg și toate revoluțiile, toate firmele, GAFA, știți cum sunt numite ele, de la Google la Amazon, la ce au dus toate? Dacă ar fi să analizăm după votul din ultimele alegeri prezidențiale, ar fi o concluzie pe care poate am agrea-o sau mai puțin. Și închei cu următorul raționament. Pentru a mă apropia de politică și cu asta închei. Sau poate câteva minute despre migrații, că și asta mi se pare a fi... Dacă tot am pus harta asta frumoasă pe tab, pe ecran, ar fi și cazul. Doamnelor și domnilor, imaginați-vă în anul 1900, speranța de viață la nivel global era de 30 de ani. Repet, 1900, speranța de viață la nivel global era de 30 de ani. Crescuse deja la 64 de ani în 1990, în 2015 e trecută de 70 de ani la nivel global. Asta înseamnă că sunt țări în care, cum să spun,
80-90 de ani tind să devină un lucru banal. Ca exemplu concret, imaginați-vă că în Germania de astăzi, în fiecare an, crește speranța de viață cu 3 luni. Cu alte cuvinte, de la 4 ani se mai adaugă un an la speranța de viață. Și în cazul României, o știți, e 69-70 la bărbați, mai mult la femei. Deci și la noi acest trend este în creștere. Pe termen mediu, consecințele unei societăți în care numărul persoanelor în vârstă crește și procentajul lor crește, pe termen mediu consecințele nu sunt rele, pentru că acea societate devine categoric mai pașnică, devine mai conservatoare, ceea ce în sine nu e un lucru rău. O astfel de societate sau într-o astfel de societate reîntoarcerea la religie este mai pronunțată, dar în același timp o astfel de societate se și simte din ce în ce mai amenințată de tinerii din exterior. Iarăși, nu e niciun secret, e ceea ce se întâmplă astăzi în țările care primesc migranți. E ceea ce se întâmplă în Suedia, e ceea ce se întâmplă în Germania. Suedia era un paradis pentru oricine venea, cunoașteți fără îndoială oricare dintre dumneavoastră, inclusiv români care s-au stabilit fie în anii 70, fie 80, fie după 90. Suedia era foarte primitoare din acest punct de vedere. Nu zic că astăzi e mai puțin primitoare, dar urmăriți ce se întâmplă în politică în țările nordice, urmăriți ce se întâmplă în politică în Germania. Există această temere mărturisită electoral de cele mai multe ori, și în Franța, la fel, nu văd de ce n-ar fi parte din același peisaj, o societate ai cărei oameni înaintează în vârstă, dar în același timp, pentru plata pensiilor cărora ai nevoie de tineri, tineri care inevitabil vor trebui să vină din exterior, asta ar putea modifica semnificativ maniera în care noi vom vedea politicul în viitor. Discuția pare bizară sau exotică în România, pentru că noi avem impresia că suntem la adăpost. Nu avem cum să fim la adăpost, pentru că îmbătrânirea este vizibilă și la noi. Și vă dau imediat datele cele mai relevante în opinia mea. Poate ați observat ultima discuție referitoare la necesitatea de a aduce 500.000 de muncitori din alte... Parcă se vorbea de Pakistan, dacă am înțeles eu bine. Categoric va fi nevoie de ei, că vor veni din Pakistan sau din alte părți. Categoric vom avea nevoie de o mână de lucru tânără, în măsura în care noi, generația de decreței, vom avea vreodată pretenția unei pensii de stat. Generația decrețeilor din anii 67, 68, 69, 70 a fost atât de consistentă, încât în momentul în care această generație va ieși peste 15 ani la pensie, sincer, eu nu văd de unde statul ar putea face 10 în cazul tău, da? Nu văd de unde statul ar putea face, eu știu, acest efort în măsură să ne dea certitudinea pensiei noastre. Dragii mei, distinsă audiență, domnule director Caramitru, Europa, cea de astăzi, de 2500 de ani, este rodul aceleași contradicții. Mă pregătesc să vă spun pentru a intra în câmpul politic foarte rapid. Cele două modele de la care noi ne tragem și pe care, într-un fel sau altul, le-am purtat cu noi în ultimii 2500 de ani, este modelul grec al cetățenii, al cetății, orașului, societății, în care un bărbat liber înseamnă un vot. Ăsta e modelul grecesc. În piața elenă, dezbaterea se făcea pe baza părerilor împărțite între cetățenii liberi, se punea la vot. Roma, modelul era altul. Ei au preluat ideea votului de la greci, dar au ajuns la concluzia că simplu vot poate să ducă la anarhie și la haos, drept care au condiționat votul de o stare socială anume. O stare financiară anume. E ceea ce se cheamă cenzitarul în limba română, votul cenzitar. Cetățenia la romani a mers mai repede decât dreptul de vot. Pe măsură ce Imperiul Roman s-a extins, numărul cetățenilor creștea, dar nu toți aveau drept de vot.
puteai să fii, cum spuneau ei, nu? Civis Romanum sunt, sunt cetățean roman. Dar puteai să fii civis sine suffragio. De exemplu, dacă erai un cetățean roman din Dacia, nu votai pentru Roma. Nu aveai ocazia să votezi pentru Roma. Nu ți se cerea votul pentru inima Imperiului Roman. Deci romanii au pus această condiționare de regulă să se pronunțe cine are și o proprietate. Ca ei să hotărască. Față de greci care ești liber, votezi. Noi din această dilemă, cum se spune, încă n-am ieșit. Pentru că suntem astăzi în situația în care, pe de o parte, știm că fiecare om are dreptul să-și folosească talentul sau banii pentru a influența guvernul. Asta e definiția libertății. Eu pot să-mi folosesc, să zicem, talentul meu de a scrie, de a cânta, de a, de a crea ONG-uri. Pot să-l folosesc în intenția mea legitimă, ca cetățean, de a modifica guvernul țării din care fac parte. Pe de altă parte, e clar că inegalitatea resurselor afectează sănătatea democrației. Așadar, imaginați-vă, pe de o parte, ai bogați care traduc banii în influență, și asta se întâmplă de 2500 de ani, de când există oligarhii, despre oligarhi, prima dată se vorbește în Grecia Antică, va continua cu siguranță, pentru că, atenție, nu poți să împiedici un om să-și folosească talentul, darurile sau banii, pentru că asta e libertatea. Și cu siguranță se va produce în viitor, când vorbea Harari de proprietari versus inutili, la asta se referă. Când vorbim noi astăzi despre oligarhi, tot la aceeași poveste ne referim. Dar în același timp, libertatea pe care noi o apărăm le dă această posibilitate și inevitabil e un cerc vicios în care trebuie să ne complacem, să zic așa. Deci ce e de ales până la urmă? Între bogații care își traduc banii în influență sau săracii care traduc numărul în influență? Pentru că noi le-am cunoscut pe amândouă. Fie că vorbim despre oligarhi, fie că vorbim despre săracii care traduc numărul în influență, asta poate să fie dictatura proletariatului, am și cunoscut-o. În definitiv, Lenin pe ce a venit la putere? Pe așa ceva. Varianta bună, evident că o știm cu toții, care ar putea fi varianta viitorului, dar acum între noi fie vorba să ne întrebăm cu luciditate câte șanse are ea. Varianta ideală ar fi cetățenii educați și liberi. Asta ar fi idealul pentru democrație. Cetățeni educați și liberi, cu mențiunea că de regulă noi am avut, cunoaștem, nu suntem departe de situația în care am avut cetățeni educați, dar neliberi, asta eram până în 1989, sau putem avea cetățeni liberi și needucați. Astăzi, n-aș spune că suntem neapărat acolo, dar ce știu sigur e că democraturile sau democrațiile populiste pe asta se bazează, pe cetățeni liberi, dar needucați. Contrastul viitor, de fapt, și iată cum mă întorc la acea bătălie pentru IQ, care poate să devină o bătălie geopolitică, cine va ajunge la prima generație modificată genetic în privința IQ-ului? Va ajunge o țară democratică sau va ajunge o țară non-democratică? Cine va ieși pe piață prima dată cu o astfel de generație, probabil că se va impune nouă curs al lumii. Închei, nu vreau neapărat să vă întreb câți dintre dumneavoastră fumați sau ați fumat, ci vreau doar să vă sugerez să vă aduceți aminte pachetele de țigări de acum 20-30 de ani. Fiecare marcă de țigări însemna o aromă. Dacă fumai Kent, știai cum ce aromă are, țigările mentolate erau, cum se chema, Salem sau cum se chemau, Camel avea aroma ei și așa mai departe. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi la mărcile de țigări. Fiecare dintre ele are tot spectrul de la mentolate la fără gudron și așa mai departe. Nu mai poți fuma Kent. Fumesc Kent 1, Kent 8, Kent Diamond, Kent
poți să găsești Ken Mentolat, poți să găsești Ronmans Mentolat. Viitorul politicii spre asta se îndreaptă. Nu vor mai fi Partidul Socialist, nu va mai fi Partidul Liberal, în opinia mea. Semnele sunt de acum. Uitați-vă la debandada care e în toată politica europeană. Din Franța, cu excepțiile de rigoare, să spunem că de regulă nordicii sunt mai tradiționaliști, englezii, nemții, dar și în Germania e o diferență între Germania de nord și cea de sud. Lasă diferența dintre est și vest. În rest, țările cu care noi, să zicem, temperamental suntem apropiați, gen Italia, Spania, Franța, de bandada care este în stânga și dreapta franceză, iertați-mă, dar e mai mare ca la noi. Și acum între noi fie vorba, cui mai poate vorbi un partid socialist, cui mai poate vorbi un partid liberal? Ăsta sunt creații de secol XIX. Ce ne garantează că niște creații de secol XIX trebuie să dăinuie în secolul XX? Căror mari corpuri sociale se mai adresează partidele? Mai de-a face cu comercianți, cu burghezi, cu financiari, ca pe vremea lui Ion Brătianu? Mai de-a face cu socialiștii din vremea, cu proletariatul din vremea lui Marx? Nici pe departe. Drept care e foarte posibil ceea ce s-a întâmplat la noi cu partide pe care nu vi le numesc, care par la 5%, unite, asamblate, pot să ducă la 10-15%. Viitorul ăsta e partidele de nișe. N-am glumit când am vorbit de țigări. Pentru că, de fapt, dacă vă uitați la diferența, la discrepanța clară, chiar și în interiorul acestor partide, și culmea, acelea sunt cele mai bine adaptate. Am observat în ultimele luni multă ironie care s-a făcut pe seama unui partid nou apărut, în care diverse persoane ieșeau cu diverse ziceri. Multe dintre ele în cineva spunea, nu proprietate, nu, oamenii nu mai iubesc proprietatea. Venea președintele partidului și spunea, nu, partidul apără proprietatea. Această distonanță în interiorul acestui partid va fi regula. Și mie mi-arată că astfel de partide sunt cele mai bine adaptate. Te duci spre nișa de care te simți reprezentat. Societatea devine atât de nișată, încât, practic, din păcate, nișați fiind, nu vom mai putea vota blocuri mari sau ideologii cuprinzătoare. Imaginați-vă un sindicat al șoferilor, ceea ce putem să ne imaginăm. Cu cine ar ține el între Uber și taxi? N-ai cum. Nu vor mai fi sindicate, care și ele sunt tot o creație de secol 19. Oameni buni, recunosc că am pus mai multe întrebări decât, eu știu, decât am dat răspunsuri. Inevitabil aveam... N-am ajuns la subiectul legat de migrație, dar poate că vreuna dintre întrebări îmi va da posibilitatea să revin. Obligat de timp, zic să mă opresc aici și să începem un dialog în măsură să ne permită să-mi permită mie, într-un fel, să simt opiniile pe care le aveți, drept care nu ezitați față de oricare dintre subiectele pe care le-am atins. Nu ezitați dacă aveți vreo interpretare diferită, mai ales, sau vreo perspectivă diferită, sau poate mai optimistă decât cele pe care eu le am. Și ca să mă explic până la capăt, repet, nu sunt prin natura mea un pesimist, dar pesimismul meu în legătură cu aceste subiecte, preponderent, nu e total, dar e preponderent, pleacă din această experiență a istoriei din spate, care cred că ne arată că dincolo de anumite direcții fundamentale pe care omenirea a mers, într-un oarecare sens, și cred eu că a progresat, totuși este acest impredictibil de care niciodată omul nu scapă, chiar prin natura lui. Chiar și lucrurile cele mai optimiste pot să fie, eu știu, canalizate la un moment dat pe o direcție care să se întoarcă împotriva noastră, să zic. Drept care mă pun la dispoziția voastră în următoarele minute. Haideți să încercăm un dialog. Bănuiesc că e un microfon în sală, nu-mi dau seama cum se face. Domnule Caramitru, sau pe aici, am un microfon. E cel de la tribun. Mulțumesc că nici nu puteați într-o oră
Să limpeziți tot viitorul omenirii. Exact, exact. Așa că vă rog să luați loc, să răsuflați puțin. Să bem niște apă. Pe mine, și să bem niște apă, bineînțeles. În orice caz, ați atins tangențial o temă care pe mine mă agită cel puțin și cred că și pe mulți din spectatori, și anume ce se va întâmpla odată cu aceste alegeri europarlamentare și cum va arăta Parlamentul European și care va fi viitorul, iată, aceste Uniuni Europene în care cu atâta bucurie am intrat și pe care cu atâta aș spune voluptate o criticăm. Da. De asemenea, sunt țări care au trecut prin în Europa, vreau să spun, care au trecut prin situații dramatice, nu, care nu s-au încheiat, cum este Italia, de exemplu, nu mai spun de Grecia și altele care au trăit crize grave și care au partide de guvernământ și premieri total împotriva Europei ca organizație. Europa asta, biata de ea, bătrâna Europa, cum îi spunem noi, este și la originea culturii universale până la urmă, prin limbile de circulație, prin cultură, prin democrație. Democrație. Acum, până să se hotărască cineva să vorbească. Și apropo de tema aceasta care ați ridicat-o cu mărirea speranței de viață și mulțirea numărului de pensionari, care la noi nu e compensată, cum bine spuneați, de tineretul muncitor care s-a dus cu frenezie afară, trăim deja o situație dramatică în acest moment. Este practic imposibil să mai găsești specialiști. De exemplu, mă îngrijesc și eu de un muzeu care al românilor, care este la Cogălnicianu, în Constanța, și nu găsim muncitori să facă un gard de piatră suprapusă. De 4 luni căutăm o firmă să ridice un gard și nu găsim, între altele. Din punctul de vedere al situației României în acest moment... Dar avem oameni cu ajutor social, apropo. Da. Și inclusiv în Cogălnicianu sunt convins că sunt oameni cu ajutor social. Da, care nu vor să muncească la gardul meu. Mi-am adus aminte și v-am spus și la cabină o panseu a lui Thomas Jefferson, fost președinte al Statelor Unite, apropo de democrație, care spune foarte expresiv și cred că atingem puțin și situația României de azi, pe care nu trebuie să ne îndepărtăm prea mult, și anume că dacă într-o țară guvernul se teme de populație, există democrație. Dacă populația se teme de guvern, e dictatură. Suntem în fața unei mari încercări istorice, totuși, în acest moment, la 30 de ani de la Revoluție. O vedeți cu un final cât de cât pozitiv sau sunteți pesimist? Nu, eu sunt foarte optimist. Țara asta a scăpat de Stalin, țara asta a scăpat de Ceaușescu. Eu, când eram în liceu, mi-imaginam că Ceaușescu este etern. Și constatam așa cu durere, cu suferință, că nu eram singurul care își imaginau că nu putem scăpa de... Era totuși la 70 de ani, gândiți-vă că avea 70 de ani, până la urmă ajungem la concluzia că a murit tânăr, relativ tânăr. Deci asta, cum să spun, sunt foarte optimist în privința schimbării de acest gen. Sunt foarte optimist că politicul se va schimba, dar marele meu pesimism în legătură cu România privește demografia ei, care din păcate este valabilă întregii Europe. Sunt și un pan-european convins, adică mă gândesc cu groază că dacă Uniunea Europeană s-ar destrăma, România n-are nimic de câștigat din destrămarea Europei. Tot ce are de câștigat este în Europa. Și nu mă ascund, eu sunt unul dintre cei care cred și spun și încerc să acționez în ideea ca România să rămână alături de nucleul dur european, care deocamdată există. Eu îl simpatizez pe Macron.
am avut toată simpatia și pentru doamna Merkel, vorbesc la trecut, pentru că dânsa nu mai este totuși cap de listă în politica germană acum. Și îmi doresc ca acest nucleu să dăinuie franco-german și România să stea pe aproape. Dar, în privința demografiei, eu nu văd o soluție. Păi, domnule Caramitru, erau niște cifre pe care, uite că știți cum stau lucrurile în Niger? Niger, Guinea, Ecuatorial, Angola, Burundi, Congo, Uganda, Tanzania, Chad, Gambia, Zambia, au creștere anuală de 3%. Creștere anuală cu peste 3% a populației. Letonia, minus 1. Bulgaria, minus 0,7. România, minus 0,5. Anual, populația României scade cu 0,5 din total. Ucraina, la fel. Portugalia, la fel. Ungaria. Dacă ne bucură ceva, e că scădem cot la cot. Nu e glumă. Natalitatea e la fel oricum de... Oricum să mai puțin. Da, natalitatea e la fel de slabă din Portugalia până în Republica Moldova. Grecia. Natalitatea, Nigerul, 7,2. Uite, am adus cartea. Este o Biblia mea de câțiva ani de zile. Se cheamă Pocket World in Figures. Ediția 2019, scoasă de revista Economist. Diverse cifre de acest gen. 7,2 copii media unei femei în Nigeria. Somalia 6,1. Congo, Kinshasa 6. Mali 5,9. Angola, Burundi și așa mai departe. Țările cu natalitate mică. Republica Moldova, cea mai mică din Europa, 1,2 copii de femeie fertilă. Portugalia, la fel. Deci, atenție! Portugalia, extremitatea vestică a Europei. Republica Moldova, extremitatea estică. România, suntem la latinității. Da. Ungaria, Spania, 1,4 copii de femeie. România e la 1,5. E sub rata de înlocuire naturală, care ar trebui să fie de 2 virgulă. Dacă îmi faceți calculația în ce ne privește, țineți cont și de ce se naște în străinătate din români? Permiteți-mi să vă spun că nu sunt copiii noștri. Pe asta spun, bătălia, pe asta mă refer. Bătălia este pentru... Vor căpa cetățenia țării unde s-au absolut născut. Absolut, și bătălia e pentru tineret. Uitați-vă ce fac englezii. Eu sunt într-un fel victimă. Băiatul meu a terminat liceul la București și în ciuda dorinței mele, vă spun foarte sincer, eu vreau să meargă la Politehnică și eventual să meargă la studii în afară după. Mă credeți că nu mă costă faptul că el studiază în Anglia? De ce? Pentru că englezii dau un fel de bursă. Nu, un împrumut. Un împrumut bancar. Și i-am spus, măi tati, tu vrei să încep de la 19 ani dator la bancă? A, păi ce nu, că suntem toți așa. Și într-adevăr, sunt sute de mii de tineri veniți din toată lumea, cărora statul englez le dă acest împrumut. Unii dintre ei, culmea, că vor și ajunge să-l dea înapoi. Dar, per ansamblu, chiar dacă nu-l dau toți înapoi, statul englez nu rămâne în pierdere. Pentru că își selectează creiere. Deci, vedeți, asta e cursa. Spania, Italia beneficiază de copiii români născuți acolo fără niciun fel de probleme. Eu văd frecvent copii de al unor români din Franța. Evident, copiii vorbesc franceză, deci nici nu există. A, că vorbesc și română, e ok. Dar la școală sunt integrați foarte bine. Ce poți să faci? Din păcate, asta e principala mea sursă de pesimism în legătură cu România, această dimensiune demografică. Știu că vom scăpa de oameni politici, vor veni alții mai buni, mai răi, vom avea și mai buni și mai răi. Asta e... Dar ce am avut noi în ultima sută de ani, ca să nu spun în ultimele sute de ani, domnule Caramitru, a fost o mare natalitate. Diferența fundamentală dintre România de acum, că tot am vorbit de centenar, nu anul trecut, diferența fundamentală era marea natalitate pe care o aveam acum 100 de ani. E drept că și mortalitatea era pe măsură. Dar aveam o natalitate de 6 ori peste suedezi. Și natalitatea era... România era de primele 10 țări ale Europei. Era de 6 ori peste suedezi, care, atenție, și ei aveau natalitate mare suedezi atunci. Dar a noastră era de 6 ori mai mare și mortalitatea doar de 3 ori mai mare. Deci exista cât de cât față de Suedia, era un plus atunci de 3%. Ori acum îmbătrânim cot la cot cu suedezii,
ei sunt mai bătrâni decât noi. Mai este și un alt indicator. Hai să vă distrez cu indicatorul ăsta, că e interesant. Știți care e vârsta medie? Vârsta medie. Deci se calculează de la numărul de sugari până la numărul de pensionari. Cele mai bătrâne țări. Monaco, 51 de ani vârsta medie. Japonia, 46 de ani, peste 46. Italia, Germania, 46. Bulgaria, Grecia, 43 de ani. România, noi suntem pe la 42 de ani vârsta medie. Cele mai tinere țări. Niger, 14,9 ani. Uganda, 15 ani. Mali, Chad, Angola, Somalia, Congo, Kinshasa, 16 ani. Se căsătoresc la 12 ani, 14. Cel mai tânăr stat din Europa, din perspectiva vârstei medii, cel mai tânăr stat din Europa e un stat pe care noi nici nu l-am recunoscut, e Kosovo. Care e pe la 20 spre 30 de ani. E o diferență între 27 și... Vă rog, l-am văzut pe domnul Avem Picot. Microfon, avem... Vă rog, unde e microfonul nostru? Uitați-vă. Vă rog să vă prezentați, nu mie. Bună ziua, dimineața nu mai e, domnule Caramitru. Remus Pricopie mă numesc, profesor la SNSPA. Domnule profesor Cioroianu, v-ați ales o temă imposibilă. Ăsta sunt cele mai frumoase. Cu un titlu inspirat. Ați trecut și ați scanat foarte mulți termeni. Cred că dacă viitorul nu mai e ce a fost, ar fi păcat să nu discutăm astăzi și despre stat. Ce mai e statul? Da, bună întrebare. Eu nu mă ascund, dumneavoastră știți că eu am fost o vreme în politică, am fost în Partidul Liberal. Acum nu mai sunt din 2009, nu mai sunt în politică, dar aș spune că am rămas un liberal. Și eu am crezut în aceste modele ultraliberale. A fost o perioadă în care am fost foarte încântat de moștenirea lui Ronald Reagan, de, cum o chema, pe doamna Margaret Thatcher, da. Când era ministru de externe, am vrut să o vizitez. Am făcut o vizită în Marea Britanie și am cerut protocolului de acolo să mă organizeze, dacă poate, o jumătate de oră. Și mi-au spus de la protocol că mă sfătuiesc, dacă o stimez, să nu mă întâlnesc cu... intrase în faza finală a bolii Parkinson, sau cum se cheamă... Alzheimer, iertați-mă, Alzheimer, da. Și mi-au spus, dacă aveți o părere bună despre dânsa, mai bine nu vă întâlniți. Și nu am avut ocazia. Și vreau să o întâlnesc ca personaj istoric. Eu i-am iubit pe oamenii ăștia. Am fost convins, cum spunea Ronald Reagan, că dacă ai da Sahara în administrarea statului, ar rămâne fără nisip și așa mai departe. E bine, astăzi, cum v-am spus, am ajuns să admir bună oară o bună parte din lucrurile pe care în Franța, să zicem, statul le face pentru conservarea patrimoniului. V-am spus, nu există incapacitate sau lipsă de voință în a-ți apăra, dau castele pe nimic, vând castele. Nu toate castelele Franței sunt pe Valea Loarei. Au mii, zeci de mii de castele. Unele le dau pe sume ridicole, de 100 de mii, de 200 de mii de euro. Că nu toate sunt, repet, pe Valea Loarei. Le dau la prețuri mici, dar în sarcina proprietarului intră refacerea. Ele trebuie să rămână în picioare. Drept care, intervenția statului nu este nocivă peste tot. Sunt domenii, cum ar fi școala, domnule Pricopie, în care eu cred că, din păcate, ce s-a văzut la noi, nu zic de ce o fi în realitate, dar zic de ce văd eu. Eu cred că la noi o bună parte din pervertirea învățământului de după 90 nu s-a făcut în instituțiile de stat, s-a făcut în instituțiile private. Deci n-am devenit etatist, nici pe departe, dar în același timp îmi dau seama că paradigma asta reganiană, să spun, sau teceriană a scoaterii statului din cât mai multe detalii, din cât mai multe domenii, nu știu dacă e benefică pe termen lung. Școala, educația, sănătatea, apărarea. Eu nu văd apărarea, mai ales în perspectiva primejdilor care se arată, toată cyber, spectrul ăsta de cyber tehnologii potențial dăunătoare, eu nu văd cum un stat s-ar putea apăra dacă nu ține în mână, precum vulturul roman, și laurii, dar și sabia. Drept care am devenit ceva mai îngăduitor în privința statului.
nu până la a fi social-democrat sau socialist, dar eu l-am citit pe Marx, apropo. Am fost asistentul profesorului Lucian Boia la Facultatea de Istorie și dânsul era profesor de istoriografie și fiindu-i asistent, am zis după 90 să vorbesc cu studenții și despre Marx. Și permiteți-mi să vă spun că trebuie citit dacă vreți să vorbim despre Marx, că am văzut o mulțime de oameni care îl combat, dar nu l-au citit, ceea ce nu e ok. Deci nu sunt marxist, nu o să fiu niciodată, dar am devenit mai îngăduitor cu anumită implicare a statului. În artă, păi arta franceză s-ar evapora dacă n-ar fi susținută de stat. Teatrul francez, teatrul românesc poate să stea în picioare prin eforturile dumneavoastră, că știți că aveți săli pline seară de seară. Dar, dincolo de teatru, cum să spun, câte instituții se mai pot finanța sau autofinanța? Pe când în Franța, de la presă, la carte... Nu se autofinanțează, Doamne iartă-mă. Da. Vă dau ultima statistică, dacă așa? Vreți, apropo de bugetul care ne-a venit acum două zile, după 4 luni aproape, ceea ce este fără precedent. Deci, din suma care vine și cum instituțiile noastre apar în nomenclatorul de instituții publice ca fiind finanțate din bugetul de stat și din venituri proprii, da. De aceste două surse se constituie un buget, nu poți cheltui veniturile proprii fără aprobarea Ministerului, deci nu ai libertatea asta, pentru că e componentă de buget. Din toată suma care vine, 62% reprezintă salariile, uh-huh. 20% întreținerea și cu tot ce înseamnă, și mai rămân între 12 și 15% pentru producție artistică. Păi da. Adică o nimica toată. Am putea face, pentru că avem 7 săli, dar mă rog să zicem doar cele 4 care sunt dedicate, dintre care și aceasta, repertoriul nostru curent, să facem mai multe premiere, dar noi facem, am făcut până acum cu Chiu cu Vai 8, 2 premiere pe sală, asta însemnă că pe un an calendaristic o premieră se face în 6 luni, ori în teatru se poate face o premieră la 2 luni. Am putea face măcar 3, dar nu sunt bani. Deci nici măcar teatru nu se autosusține. Nu. Nici vorba. Eu mă gândeam că având mereu să-l pline, măcar teatru să... Nu, pentru că biletele sunt ieftine. Cu atât mai mult, da. Da, biletele sunt ieftine. Da. Cheltuiala pe spectator, la ora asta, la Teatrul Național, este de 210 lei. Și cel mai scump bilet este 80 de lei. Da. Nu e tema noastră. Acolo o văd. Poftiți o secundă. Domnul care a ridicat mâna, în rândul 3, în capul rândului. Doar să vă spuneți numele, după care puteți să întrebați. Luați microfon. Luați microfonul, vă rog. Așa, spuneți-vă numele. Cristi Vaida, mă numesc. Cristian Vaida Coteanu. Doar un apendice la ce a întrebat domnul profesor Pricopie și câteva cuvinte despre infrastructură, dacă este de obligativitatea statului sau așa o... fantezie. Vă dați seama că privată. orice aș spune poate să pară acum și vă rog să nu vă imaginați cumva că am făcut vreo, mai știu eu ce, coterie cu domnul Caramitru. Într-adevăr, vor fi alegerile, evident. Când am spus că sunt un partizan ferm al Europei, n-am niciun interes de a face vreun fel de propagandă. Și o să îi răspund domnului Vaida prin următorul lucru care ține de specificul activității mele în prezent. Știți că noi avem un număr de 8, cum să le spun, site-uri pe lista aceasta foarte, foarte, foarte onorabilă a patrimoniului mondial. Și încercăm, am depus în ianuarie anul trecut un dosar, domnule Caramitru și dragii prezenți aici, doamnelor și domnilor, am depus un dosar cu Brâncuș, cu ansamblu Brâncuș de la Târgu Jiu. Dosarul e foarte bine făcut. Sunt mari șanse să avem noroc. Noroc, nu e noroc. E, până la urmă e meritul lui Brâncuș. Dar ceea ce s-ar întâmpla cu ansamblu Brâncuș și ceea ce se întâmplă cu toate celelalte lucruri înscrise pe lista UNESCO, pentru că noi avem această speranță că dacă am înscrie pe lista UNESCO mai multe, și apropo, domnul Caramitru are un mare rol în această prezervare a patrimoniului și chiar și în cele care au fost înscrise în anii 90, domnia sa, dacă nu mă înșel, ați avut o reală prietenie cu Dan Hăulică și o colaborare,
care era atunci ambasador la UNESCO și e perioada în care s-au înscris, cred că, cele mai multe lucruri. 22 în ansamblu, și la imaterial, și la material. Eu vorbeam de cele, să zicem, patrimoniu material UNESCO. Problema e că noi sperăm că dacă băgăm ceva în UNESCO, cresc numărul de turiști. Realitatea ne arată că dacă vorbim de bisericile intrate, fie dacă vorbim de Hureziu, apropo Hureziu de Vâlcea, sau vorbim de orice voi puteți imagina, Sighișoara, ca atare. Ce a făcut patrimoniul UNESCO sau intrarea în UNESCO a fost să nu mutileze, că s-ar fi mutilat Sighișoara, dar faptul că e în UNESCO, eu sunt convins că interese imobiliare ar fi stricat acel oraș. Parcul Dracula nu a fost acolo. Nu mai dăm detalii, dar dacă nu era pe lista UNESCO, s-a legea praful de Sighișoara. Dar asta e cam marele avantaj. Infrastructura, domnule Coteanu, ne împiedică într-adevăr, dar și pe români, nu mai vorbesc de străini. Păi un ieșan, dacă vrea să viziteze ansamblul Brâncuș, permiteți-mi să vă spun că nici măcar cu avionul nu poate face. Mai curând ajungi cu avionul la Paris și la Roma, dar între ea și Craiova mergi de... Pentru mine un patriot este un arădean care vine la Marea Neagră. Pe cuvântul meu. Vorbesc foarte serios. Vorbesc foarte serios. Acești oameni din vestul țării care vin la Marea Neagră, eu am toată admirația, adică între Oradea și sau Timișoara sau Arad și Marea Neagră mergi cu trenul indecent de mult. Ca student în România lui Ceaușescu, eu făceam cu trenul mai puțin de la București la Craiova. Acum nu știu de ce, în loc de 2:40 cât era, în dictatură, ce Dumnezeu a adus, democrația a dilatat timpul, acum face 3 ore și 10 minute. Democrația, acum face 3 ore și 10 minute. Se încing șinele, se dilată. Da, da, încălzirea globală. Dar să fi văzut cehii cum veneau la Marea Neagră. Da. Toate țările din jur au băgat bani în infrastructură, mai ales feroviară. Cred că e un lucru incredibil de subdezvoltat la noi. Senzația pe care o ai când mergi de la Paris la Bruxelles cu trenul, cu TGV-ul, domnule Caramintru, faci o oră și puțin între două capitale și acolo vin cu TGV-ul din Barcelona. Sau te duci tu în Barcelona dacă vrei, da, TGV-ul. Paris-Londra, nu? Paris-Londra, oricând. Într-un fel ne întoarcem la situația de acum 100 de ani, când eram la fel de excentrici. Excentrici, atenție, nu în sensul de excentrici, adică depărtați de centru. Depărtarea noastră continuă, nu știu ce să zic. Deci infrastructura, bun, într-adevăr, și eu cred, adică și ea cred că ar trebui să cadă în ați făcut loc pentru o altă conferință care ține de cum am rămas excentrici 30 de ani. Da. Și da, cum de nu s-au făcut șosele și drumuri și așa mai departe, și o să aflăm tema conferinței viitoare. Dar nu e momentul. Vă rog, da, acolo. Luați microfonul aici. O secundă. Doamna Neagu, îmi cer scuze față doamna de Neagu, e subțire. Păi se vede de ce a rămas subțire. Dacă vă salut, domnul Doroianu, Achille Andrei, ca mă numesc, din Satul Mare. Da. Apropo că spuneați că Padur e cel care vine cu trenul 16 ore. Da. Am venit cu trenul 16 ore ca să vă văd. Întrebarea mea e următoarea. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Întrebarea mea e următoarea. Există o tendință de izolare națională în ultima vreme. Avem Polonia, avem Ungaria, Turcia lui Erdogan, India, chiar Statele Unite conduse de Trump. Se revine cumva la principiul de națiune, religie și autoritate, lider autoritar care să conducă cu mână forte. Cum explicați fenomenul și care credeți că va fi viitorul acestor țări? Vă mulțumesc foarte mult, sunt absolut onorat să cunosc oameni ca dumneavoastră, vă rog să mă credeți că pentru oameni ca dumneavoastră, până la urmă, facem tot ce facem. Din România nu poți trăi din scris, înțeleg că nici din bilete de teatru nu poți trăi exclusiv. Dar pentru oameni ca dumneavoastră merită să faci genul de... Merită să scrii cărți, merită să faci teatru, merită să faci cultură într-o țară în care nu poți trăi din cultură. Cum văd eu lucrurile? Aici, mă rog, am o explicație
a faptului că Ungaria, Polonia, altele, acest curent eurosceptic, între noi fie vorba, unanimitatea în privința lui la început a fost artificială. Adică era de bun simț să ne imaginăm că nu are cum o societate, cum a fost în cazul nostru, vă aduceți aminte că am fost 100% pentru NATO și pentru UE, era clar că era ceva neregulă. Când eram ministru de externe, am dat o masă în Herăstrău, știți că e clubul ăla diplomatic, și mi-aduc aminte că acum venea președintele Parlamentului European, de atunci, deci la nivelul de acum 10 ani, 11 ani, 2008, a venit președintele Parlamentului European și am dat o masă acolo la care am invitat elita politică a momentului, președinții de partid, de tot. Și cu aroganța de rigoare, sau nu aroganță, naivitatea de rigoare, eu îi spun la un moment dat în cuvântul introductiv, și zic, vă aduceți aminte, domnule președinte, că în România n-a fost niciun partid politic, n-a fost niciun om politic care să se opună aderării la Uniunea Europeană. Eu am fost primul ministru după aderare și de asta era ceva proaspăt. Și spun, vă aduceți aminte că n-am avut niciun om politic împotriva aderării, toți am fost pentru Europa. Și omul care era un german, nu mi-aduc aminte numele, dar putem verifica. Omul mi-a zâmbit așa și a spus, zice, nu știu ce să spun, ce poate era mai bine să aveți. Pentru că ei există cu siguranță, nu poate toată lumea într-o societate liberă să aibă aceeași opinie. Ce era mai bine să identificați de pe acum. Ori dezbaterile pe care le vedeți și dumneavoastră cu acea numită ro-exit, care oricum mie mi se pare o aberație, dar într-o societate liberă e normal să ai și astfel de oameni. Polonia, Ungaria, această dezbatere a plecat mai din vreme și cred eu că din calcule politice se dă vina pe Europa, chiar și acolo unde n-ar trebui, se caricaturizează. Știți povestea cu curbura bananelor? Toți englezii, Nigel Farage, cel care a condus dezbaterea pentru Brexit, le spunea englezilor, nu vedeți că își bat joc de noi? Noi îi plătim la Bruxelles și ei legiferează curbura bananelor și a castraveților. E foarte adevărat că în legislația europeană există într-adevăr, cu scheme, cu grafice, cu desene, niște desene privind curbura bananelor și a castraveților. De ce? Pentru că a fost cerută de agricultorii europeni ca să existe un standard care să împiedice importul de produse mai ieftine din spațiul extracomunitar. Sunt firme franțuzești care produc banane în afara Europei și le importă ca produs european și ca să nu vină banane mai ieftine din China, din India, din mai știu de unde, din alte spații, există într-adevăr. Numai că să reduci la asta politică europeană. Evident că e absurd. Domnule Caramitru, ați dat exemplu Greciei, Spaniei, Belgiei. Păi credeți-mă, eu cred că tocmai Uniunea Europeană le ține întregi. Dacă Belgia este un stat unit în momentul de față, eu cred că se datorează Uniunii Europene. Dacă Spania are încă Catalunia, eu cred că se datorează Uniunii Europene. Se spune că Europa acționează pentru slăbirea statelor naționale. Unde Dumnezeu? Că eu văd că, dimpotrivă, Uniunea Europeană întărește statele naționale. Sunt state care, în Italia, fricțiunea nord-sud ar fi mult mai mare dacă n-ar fi Uniunea Europeană. Și mai știu la ce Dumnezeu ar duce. Scoția, uitați-vă ce se întâmplă Scoția cu Marea Britanie. Nu știu dacă Scoția va rămâne așa zâmbind, sau Irlanda, partea irlandeză, ce vor face dacă englezii chiar vor ieși, după cum se pare că vor ieși. Asta e, au votat, votul trebuie respectat într-o democrație. Acest discurs caricaturizant la adresa Europei, din considerente de termen scurt, mă tem și în cazul Poloniei și în cazul Ungariei. Evident că respecti ceea ce votează oamenii, n-ai cum să nu, dar în același timp eu mă consider dator, fără a contesta pe domnul Orban sau pe domnul Kaczynski, eu mă simt dator să apăr Uniunea Europeană în care cred. Deci nu e o critică pe care eu o fac la adresa dânșilor. Știu că sunt populari, știu că sunt populari și sunt votați. Dar ce nu-mi place mie ca european este această caricaturizare a Europei. Sper să nu ne molipsim și noi. Deocamdată aș spune că noi avem această constantă a unei priviri admirative către Occident. La noi o constantă. Da. După cum la cehi este o constantă rebeliunea. Cehii erau rebeli și în timpul Imperiului Austro-Ungar. Cehii erau foarte rebeli. După cum eu mă aștept să fie eurosceptici acum. Și sunt. Cehii sunt foarte eurosceptici. Mult mai eurosceptici. Eu mă întâlnesc cu ei prin conferințe. Sunt uimit cât de eurosceptici sunt tinerii lor.
incomparabil mai eurosceptic decât dacă îmi dai voie, ce a îngrijorat și până la un punct și pe mine lumea abia venită în Europa a fost ideea globalizării. Și prin globalizare, să zicem, reducerea identității specifice fiecare țări în parte, a identității culturale și așa mai departe, în competiția europeană, care, cum să spun, ține de câteva lucruri. Da. Discursul meu de ministru a fost, de câte ori am fost, că dacă țările pot fi clasificate pe linie militară sau financiară între țări supra-dezvoltate până la țări sărace, în materie de cultură specifică nu există diferențe în Europa între cultura țării mele și a altei țări chiar superioare economic. Da. Important este contribuția specifică a culturii românești la identitatea culturală europeană. Ori aici s-au făcut mai multe speculații decât ar fi fost nevoie. Și faptul că nu s-a scris o Constituție europeană și a fost atât de controversată, și poate cel mai controversat domeniu din Constituție a fost cel cultural. Toate organismele culturale europene au trimis, și noi am trimis din România, lui Giscard d'Estaing, dar nu mă înșel că el scria, cerându-i ca domeniul cultural european să fie prioritar, tocmai pentru a da o componentă comună, care să nu stratifice altfel. Dumneavoastră ați dorit. Și discuția despre religie, la fel, cu religia creștină, care ar sta la temelia Europei și, din păcate, nu s-a reținut acest lucru în tratatele... Da, vă rog, vă rog. Vă rog să vă prezentați, da? Bună ziua, domnule Ciroianu, Hornea mă numesc, sunt din București, sunt ofițer în rezervă și vreau să vă pun două întrebări scurte. Dacă stați pe piciorul drept, aveți și lumină. Pe piciorul drept stau. Așa. Mă așez în dreapta. Prima întrebare. Acum pe care... vedem mai bine și pe domnișoara de lângă dumneavoastră. Bineînțeles. Am darul ăsta de a scoate în evidență domnișoarele. Nu și domni. Domnule Ciorianu, toată lumea când vorbește despre Europa, despre această Uniune, se ferește de a nominaliza cei doi adversari care nu vor lăsa să trăiască, poate. Unul e SUA și al doilea e Rusia. De când în 1999, vă amintiți când s-a atacat Iugoslavia, americanii le-au spus europenilor, băi, vreți să fiți jucători strategici? Faceți și voi o operațiune în Italia și opriți conflictul. E vorba de operațiunea Altea, vă amintiți de toți de ea. N-au putut să o facă pentru că nu aveau infrastructura necesară. Deci, după părerea dumneavoastră, credeți că UE va rezista acestor presiuni sau va cădea în fața acestor presiuni? Eu cred că va rezista. Eu aș paria pe Europa. Și să vă spun de ce. E tradusă în românește o carte al unui profesor de teoria riscurilor și de teoria numerelor, Nicolas Taleb, un libanez, creștin libanez bănuiesc. Acum e profesor prin Statele Unite de teoria numerelor, de teoria probabilității. Are o carte, se cheamă Fragil și Antifragil. Diferența dintre o gumă și o ceașcă de ceai. La prima vedere, ceașca de ceai e mai tare. Dacă te lovește, În realitate, cea care dăinuie e guma. Europa s-a născut din crize. Povestea Europei este o poveste a crizelor. Eu cred că ce se întâmplă o întărește. Eu cred inclusiv că ce se întâmplă în Polonia și în Ungaria o întărește pe termen lung. Pentru că dacă nu faci bubatul când ești mic, ai șanse să pățești mai rău dacă ai 30-40 de ani. Deci, din acest punct de vedere, minus aspectul demografic de care vă vorbeam. Acolo eu nu găsesc o soluție. Acolo eu nu găsesc o soluție. Adică nu văd ce s-ar putea întâmpla ca, generația copiilor noștri dintr-o dată să aibă mai mulți copii. Uitați-vă simplu în spatele oricăruia dintre dumneavoastră. Câți frați erau străbunicii, că doar știm câți frați erau bunicii noștri, câți frați au fost părinții, câți am fost noi, câți copii avem noi. Eu am avut în familie 7-8 frați la nivelul bunicilor, părinților bunicilor. Eu am un singur fiu și al doilea fiu de la soție. Deci fiecare câte unul. Dar înțelegeți ce vreau să spun? Păi noi nu încă n-am reușit să aducem minimul ăla de 2, și sunt mulți în situația asta.
Deci asta e singura mea. În rest, sunt optimist în privința Europei. Relația cu Rusia, eu nu mă fere să o spun. Am scris și o carte de altfel. Nici nu vreau să insist, pentru că eu sunt declarat persoană non grata în Rusia, din păcate. Sunt unul dintre cei 5 români care am înțeles că nu pot să merg în Rusia. Dar, bun, eu găsesc explicații pentru istorice, adică dacă citești istoria țarilor, îți dai seama de ce Vladimir Putin este popular acolo. Că încearcă să fragilizeze Uniunea Europeană, mi se pare logic. Dacă aș fi în locul lui Vladimir Putin, dacă aș fi, să zic, Vladimir Putin, probabil că aș face același lucru dacă aș vrea să rămân la putere. Pentru că acolo n-ai decât două șanse. Ori ești reformator și ai șanse să fii lichidat. Au avut țari reformatori care au fost lichidați. Știți ce s-a întâmplat cu Gorbaciov? Sau ești, dimpotrivă, un țar cu mâna de fier, eventual, într-o mănușă de catifea, care să țină lucrurile în mână. Deci nu e plictiseala aia democratică din Olanda sau din Belgia. L-ați văzut pe Claude Juncker, toată lumea se distrează când îl vede, pare amețit. Unor poate chiar și e. Dar nu asta e problema. Problema e că viața politică la el acasă e foarte plicticoasă. De ce? Pentru că e banalitatea asta democratică, cum ne-am dorit și noi. Eu mi-aș dori să mă plictisesc în politică. Adică politica românească să n-aibă nimic, să știi că funcționează. La noi e totul mult mai... Da, la noi e totul mult mai spectaculos. Agitat, frumos. Da. Dar în țările normale și care funcționează corect, politica e foarte plictisitoare. Avem timp de încă o întrebare și cu asta gata, pentru că la unul trebuie să dăm sala pentru spectacol. Vă rog, mai era acolo. Uitați un domn aici. O să dăm microfonul din mână în mână. Uitați. Sosește de la stânga la dreapta. A parcurs de un traseu european. Da, mulțumesc. Adrian Savu este numele meu, inginer servic de profesie și vin din Teleorman. Dar am fost coleg de partid cu domnul Cioroianu. Vreau să vă întreb așa, noi în clasa 12 la genetică am studiat o lecție, se numea autoreglarea nivelului populațional și al speciei și era vorba despre evoluția numărului de indivizi într-o populație în timp. Și la majoritatea speciilor, de fapt la toate speciile, acestea urmează curba clopotului lui Gauss. Ajung la un nivel foarte mare de număr de indivizi, după care o cădere bruscă. Omul nu poate să facă rabat de la această regulă a naturii. Vorbeați despre modul în care a crescut speranța de viață, în modul în care se înmulțesc oamenii în anumite părți ale lumii. Într-adevăr, populația globului crește constant. Întrebarea pe care vreau să vă pun, domnule profesor, ce vedeți dumneavoastră mai imoral? Să lăsăm omenirea sau omenirea să fie lăsată astfel încât să apară această autoreglare sau numărul de indivizi să fie controlat prin anumite metode? Da. Pentru că și războaiele și bolile duc într-acolo și cumva trebuie reglat. Bunul simț pare... Mulțumesc mult. Bunul simț merge în direcția ceea ce dumneavoastră spuneți, în sensul că teoretic până acum istoria ne-a reglat populația, fie prin războaie, prin boli. De altă parte, să știți că orice încercare de reglare artificială a populației a dus la eșec. Chinezii au avut un mare proiect în acest sens, pe care acum îl regretă. În câțiva ani de zile, de altfel, China nu va mai fi cea mai mare țară ca populație, va fi depășită de India și, atenție, India va fi mult mai tânără. China, la rândul ei, va îmbătrâni. Adică, inevitabil, miliardul, virgulă, cât sunt, îmbătrânesc. Și regretă perioada în care au avut politica unui singur copil, la care, de altfel, acum au și renunțat. Deci nu cred că poți controla populația. Scăderea, e adevărat că se constată la nivelul familiilor, cu cât ești mai educat, ai copii mai puțin. Asta ne arată istoria din Imperiul Roman până azi. Banatul la noi constant a avut copii mai puțin decât Moldova. Deci povestea că n-avem copii din sărăcie, asta e bazaconie. Dimpotrivă, țările sărace au mai mulți copii. Familiile sărace au mai mulți copii decât familiile educate și eventual avute. Deci aici nu văd eu viitorul foarte
promițător al Europei, că nu văd ce s-ar putea întâmpla ca numărul copiilor să crească în decurs de câteva generații. Religia nu cred că mai poate convinge, deși spuneam că prevăd o întoarcere la religie, dar ar fi multe de discutat. Și ce mă îngrijorează e că la noi nu se adună biserica, eu știu, fac oamenii politici, academia, nu știu, să ne imaginăm. În Polonia s-a încercat plata suplimentară. Vladimir Putin a încercat același lucru în Rusia. Rezultatele sunt modeste. Și în Polonia au ajuns la concluzia că plătind femei ca să stea acasă să aibă copii, creșterea a fost aproape nesemnificativă, în schimb au scos femei de pe piața muncii când și ei au nevoie. Când și ei au aceeași problemă cu forța de muncă pe care o avem și noi. Drept care recursul la o mână de lucru străină, cu alte cuvinte, ce a făcut Angela Merkel în anul 2015, care a costat-o politic, dar acel număr brusc infuzie de sute de mii, aproape de un milion de tineri, din care unii vor ajunge, ce spuneți? Doar unii. Unii vor ajunge cu siguranță în câmpul muncii. Sigur, sigur. La munci primare, vreau să spun. Alții vor ajunge la periferia societății, probabil, unii, cum e și normal, dar probabil calculul pe care l-au făcut a fost dictat de o necesitate. Suedia, Italia, Germania sunt cele mai bătrâne țări din Europa. Credeți că nu regretă? Doamnă, să știți că răspunsul la întrebări de genul ăsta îl găsim pe termen lung. Sigur că a costat-o politic și e limpede acest lucru. Sigur că s-a dezvoltat, mai știu eu ce, partide islamofobe, dar pe termen lung s-ar putea să-și plătească pensiile mai bine decât noi. În Germania sunt 3 milioane de turci, cel puțin la ora asta. Da, oricum erau 3 milioane de turci. Da, eu, într-adevăr, e o diferență între suniții turci și suniții care vin din lumea arabă, dar nu vreau să... Oameni buni, domnule director și stimații prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost aici. Și urarea de rigoare pentru cei care aveți nume de floare sau de flori și să avem un Paște fericit și în pace și să ne vedem cu bine. Și eu vă mulțumesc, domnule Cioroianu. Pentru cei doritori, domnul profesor va da autografe pe cărți. Ah, da. Cred că am niște cărți pe tapară. Așa că veți putea continua lecția și acasă. Da. Pentru data viitoare, peste două săptămâni, pe 5 mai, la sala mică, deci nu aici, în partea cealaltă a teatrului, tot un istoric, Ioan Stanomir, va vorbi cu titlul România 1989-2019, o fotografie după 30 de ani. Frumos! Vă așteptăm!